Bună ziua! Astăzi, la 16 noiembrie 2023, în temeiul dosarului complet a tezei și a Ordinului Rectorului Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă din Chișinău, demarăm susținerea publică a tezei de doctor în psihologie a doctorandii Popa Rudica, distinse membri a Comisiei de Susținere Publică a tezei de doctor, mult stimate conducător de doctorat și pretendentă la titlul de doctor în psihologie, onorați invitați, vreau să vă aduc la cunoștință componența Comisiei de Susținere Publică a tezei de doctor în psihologie, doctorandii Popa Rudica, cu titlul Bullying și stima de sine la elevii de vârstă adolescentă, la specialitatea 511-02 Psihologie Dezvoltării și Psihologia Educațională, aprobată prin Ordinul Rectorului Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă din Chișinău, numărul 312, din 13 septembrie 2023. Astfel, comisia de doctorat este compusă din subsemnata Racu Iulia, doctor habilitat, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău, președinte, Șlechtițchi Mihail, profesor universitar, doctor habilitat în psihologie, doctor în pedagogie, Universitatea de Stat din Moldova, conducător de doctorat, Cucu Ciuhan Gianina, profesor universitar, doctor în psihologie, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie, Politehnica București, România, referent oficial, Gonța Victoria, conferențiar universitar, doctor în psihologie, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău, referent oficial, și Rusnak Svetlana, conferențiar universitar, doctor în psihologie, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, referent oficial. Competențele membrilor și referenților oficiali sunt confirmate prin publicațiile și alte informații relevante care sunt prezentate în tabelul privind competențele profesionale ale membrilor Comisiei de Susținere Publică. În continuare, vreau să aduc la cunoștința dumneavoastră informația despre doctoranda, parcursul ei doctoral și dosar care este aici. Doctoranda Popa Rudica a fost înmatriculată la ciclul 3 studii superioare de doctorat în anul 2018. Tema aprobată inițial a fost stima de sine și starea de bullying la elevii de vârstă adolescentină. Ca conducător de doctorat a fost aprobat Șlechtițchi Mihail, doctor habilitat în psihologie, doctor în pedagogie, profesor universitar. Ulterior, titlul tezei a fost redactat în bullying și stima de sine la elevii de vârstă adolescentină, fapt confirmat în procesul verbal al Consiliului Științific din cadrul Universității Pedagogice Stat Ion Creangă din 18 martie 2021. În continuare, vreau să prezint actele incluse în dosarul pretendentei, care a fost prezentat în Comisia Publică de Susținere a tezei de doctor în psihologie, care a fost perfectat în conformitate cu regulamentele instituționale și cele naționale. Voi trece în revistă actele din dosarul pretendentei la titlul științific de doctor în psihologie a doamnei Popa Rudica. Astfel, dosarul conține procesul verbal al ședinței consultative a Comisiei de Susținere Publică întocmit în 4 octombrie 2023 cu privire la aprobarea acordului de editare a tezei și rezumatelor, precum și a listei instituțiilor pe care au fost expediate rezumatele. Procesul verbal de avizare încheiat în ședința Comisiei de Îndrumare din 24 mai 2023. Raportul privind realizarea modificărilor la teza de doctor în psihologie cu tema bullying și stima de sine la elevii de vârstă adolescentă, elaborată de Popa Rudica la specialitatea 511-02 Psihologie Dezvoltării și Psihologie Educațională, care este semnat de conducătorul științific și membrii Comisiei de Îndrumare. De asemenea, dosarul conține și cererile privind aprobarea Comisiei de Susținere Publică a tezei de doctor către Consiliul Științific și Rectorul Instituției, care au fost semnate pe 11 septembrie 2023. Dosarul conține Ordinul Rectorului numărul 312 din 13 septembrie cu referire la aprobarea Comisiei de Evaluare și Susținerea Tezei de Doctorat. Dosarul mai conține și declarația semnată de doctorandă și conducătorul științific privind asumarea răspunderii cu privire la asigurarea originalității conținutului tezii, precum și a respectării standardelor de calitate și etică profesională. În dosar se regăsește și lista publicațiilor la tema tezii. Voi menționa că doctoranda are publicate 13 articole științifice, dintre care 3 sunt în reviste de specialitate și 10 sunt în materialele conferințelor științifice naționale, naționale cu participare internațională și internaționale. În plus la ceea ce am menționat, în dosar se regăsește curriculum vitae a doctorandei,
Se regăsesc informațiile privind competențele profesionale ale membrilor Comisiei de Susținere Publică semnată de secretarul științific al Senatului, copii ale rapoartelor referenților oficiali și membrilor ai Comisiei de Susținere Publică, referatul la teza conducătorului științific, avizele la rezumatul tezei și vreau să menționez că în Comisia de Susținere Publică au parvenit 8 avize. De asemenea, în dosar se regăsește și raportul de similitudini în urma examinării tezei prin programul sistemantiplagiat.ro, forma completă și scurtă, astfel cei trei coeficienți prezentați în raport indică că lucrarea nu conține elemente constitutive ale unui plagiat. Pe lângă asta, în dosar se mai regăsește și procesul verbal de control al originalității lucrării, precum și rezoluția privind lipsa elementelor constitutive ale unui plagiat, semnată de conducătorul științific și șeful Direcției Tehnologii Informaționale, confirmarea privind depunerea tezei la Biblioteca Națională din 1 noiembrie 2023, adeverința privind depunerea tezei la Biblioteca Științifică a Universității Creangă din 16 octombrie 2023, semnată de șefa Bibliotecii Scherlete Ecaterina, confirmările împreună cu lista instituțiilor pe adresa cărora au fost expediate rezumatele atât în română cât și în engleză. Țin să menționez că rezumatele au fost expediate pe 16 octombrie. De asemenea, dosarul conține referatul preliminar al directorului școlii doctorale de psihologie, tabelul de credite pentru anii de studii și am să evidențiez că pe parcursul studiilor doctorale, pretendenta la titlul științific de doctor a acumulat 355 de credite și ultimul document care se regăsește în dosar este acordul de principiu al conducătorului de doctorat privind susținerea tezei de doctorat în Comisia de Îndrumare. În concluzie, am să menționez că dosarul este unul complet și actele sunt perfectate corect. De asemenea, au fost respectate procedurile interne de susținere a tezii în Comisia de Îndrumare și examinarea tezii prin sistem antiplagiat. Dacă sunt întrebări la dosar, dacă nu sunt întrebări la dosar, vom parcurge la următoarea etapă a ședinței de astăzi. Vom oferi cuvânt pretendentei doamnei Popa Rodica la titlul științific pentru a prezenta pe durata 20-30 de minute cele mai importante și relevante rezultate ale cercetării sale. Mulțumesc, doamna președintă, onorată comisie, mulțumesc pentru participare și vă invit să ascultați scurta prezentare a rezultatelor pe care nu le-am de-a lungul acelor 4 ani și jumătate, 5, de când sunt înscrisă la școala doctorală. Tema mea, bullying și stima de sine la elevii de vârsta adolescentă, prezint o actualitate specială, în sensul că tratează o problemă de mare interes pentru cercetătorilor din domeniul științelor sociale, dar și în rândul politicienilor. Ca problemă teoretică, cercetarea bullying-ului se înscrie în direcția de psihologie, pedagogie și sociologie, deoarece se pornește de la premisa că diminuarea efectelor conflam psihic ale actelor de bullying conduce la ameliorarea condițiilor. Se știe că într-un mediu toxic, dominat de agresivitate și comportamente de hărțuire, elevii victimă vor avea întotdeauna de suferit și se vor confrunta cu posibile episoade de depresie. După cum vom subliniat pe parcursul acestei lucrări, cercetările de problematica bullying-ului au majoritar ca scenă de desfășurare a ambientului școlar, adică anii de formare când încep să se manifeste și ulterior se maturizează trăsăturile de personalitate. Se pornește de la premisa că dacă la această vârstă, când copiii și adolescenții petrec o bună parte din timp în instituții de educație, educatorii reușesc să împlineze pornirile unora dintre ei spre hărțuirea colegilor vulnerabili, dezvoltarea psihică se va realiza în condiții optime. Dacă privim și la statisticile realizate, nu avem decât să ne îngrijorăm. Iată că 86,85% dintre elevii de clasele a 6-a și a 8-a se simt afectați de bullying. Victimele bullying-ului reprezintă 70,8% din totalul elevilor, iar agresorii 41,1%. Deschiderea situației în domeniul de cercetare și identificarea problemei de cercetare. În prezent, literatura internațională de specialitate cu referire la tema bullying-ului este foarte diversă. Numai la o simplă căutare în bazele de date internaționale, a termenilor bullying, stima de sine, adolescent, s-au identificat foarte multe articole publicate în reviste științifice și cărți academice, dintre care 4175 rezultate pentru platforma de cercetare Science Guide. Relația dintre bullying și nivelul stimei de sine s-a mai cercetat la universități, mai multe centri universitare din lume. Unii dintre cercetători au descoperit doar o corelație negativă între stima de sine și poziția de victimă, în sensul
ajutor. Adolescenții care sunt victime ale bullying-ului au un nivel redus ca și de sine. Problema de cercetare am formulat-o sub forma următoarei întrebări. Care sunt strategiile alternative, eficiente, în intervenția psihoeducațională pentru creșterea nivelului stimei de sine ca factor determinant în scăderea victimizării și a efectelor secundare generate de tensiunile psihice ale bullying-ului asupra sănătății mentale vechi? Scopul cercetării a fost proiectarea, interpretarea și validarea experimentală a platformei mestemice inedite cu referire la studiul formelor de manifestare a publicului în relație cu stima de sine și trăsăturile de personalitate, elaborarea și implementarea unui program de intervenție psihoeducațională pentru creșterea stimei de sine a adolescenților victime ale bullying-ului școlar. Obiectivele cercetării au fost studierea literaturii de specialitate privitoare la tema cercetării, stabilirea metodelor și tehnicilor de cercetare, investigarea formelor de manifestare a bullying-ului în relație cu nivelul stimei de sine, determinarea legăturilor dintre trăsăturile de personalitate și bullying în funcție de variabilele gen, filieră liceală, mediu de rezidență. Proiectarea, implementarea și validarea unui program de intervenție psihoeducațională, având ca obiectiv dezvoltarea stimei de sine a elevilor de vârstă adolescentină victime din bullying. Și apoi elaborarea concluziilor și stabilirea unui set de recomandări privind gestionarea situațiilor de bullying la elevii adolescenți. Suportul teoretic al cercetării a fost studiat, tema bullying-ului a fost studiat de foarte mulți cercetători, atât din România, cât și din Republica Moldova, cât și din țările internaționale, ca de exemplu în preocupări au avut autori din România, Doamna Roban, în Republica Moldova, domnul Racu Igor, Racu Iulia, Gonța Victoria. Pe plan internațional s-au remarcat autori precum Popor, Dmitru Moscovici, Amplet, Kowski, De Barbio, Muleus, care este o figură reprezentativă a studierii bullying-ului în mediul școlar. Metodologia cercetării științifice, am evidențiat modelele teoretice și studierea literaturii de specialitate, am utilizat metode empirice, cum ar fi chestionarul ARQPT, chestionarul de măsurare a stimei de sine, chestionarul de personalitate IQ, apoi am utilizat metode statistice de prelucrare a datelor cu ajutorul programului SPSS, analiză de frecvență, calcularea coeficientului de fidelitate, alfa-cromba, calcularea coeficientului de corelație, teste statistice, testul T pentru eșantioare independente, testul neparametric, manului IQ, pentru două eșantioare independente, testul noutatea și originalitatea științifică a rezultatelor obținute constau în utilizarea pentru prima dată la nivel național a scalei ARQPT în cercetarea intensității dimensiunilor bullying-ului la adolescenți. Cercetarea anumitor aspecte ale relației dintre formele bullying-ului, intimidare și victimizare, stima de sine și trăsăturile de personalitate, elaborarea și aplicarea programului de intervenție psihoeducațională în vederea creșterii stimei de sine la elevii adolescenți victima de bullying-ului. Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea problemei științifice constau în evidențierea corelației între nivelul stimei de sine și formele bullying-ului, influența trăsăturilor de personalitate asupra comportamentelor de bullying, identificarea strategiilor optime de dezvoltare a stimei de sine apte să influențeze scăderea incidenței cazurilor de bullying școlar, evaluarea efectului programului de intervenție psihoeducațională asupra stimei de sine la adolescenți. Semnificația teoretică, rezultatele acestui studiu completează științelor existente în domeniu cu o serie de noi abordări referitoare la formele de manifestare a bullying-ului în raport cu evoluția stimei de sine și apartenența la gen, filieră liceală și mediul rezidențial. Valoarea aplicativă constă în configurarea portretelor adolescenților implicați în acte de bullying și elaborarea unui program de intervenție psihoeducațională pentru dezvoltarea stimei de sine la adolescenții afectați de bullying. Programul de intervenție poate constitui baza unui ghid metodologic pentru profesorii din școli interesați de rezolvarea acestei probleme, atât de actuală în școlile din România. Rezultatele științifice principale candidate despre susținere au fost bullying-ul prezent în mediul școlar are un rol negativ clar asupra dezvoltării personalității în adolescență cu impact asupra sănătății mentale și fizice, precum și asupra rezultatelor școlare și a relației cu ceilalți. Corelațiile existente între variabilele stima de sine și victimizare din bullying au condus la elaborarea și implementarea unui program de intervenție psihoeducațională cu scopul de a crește stima de sine la adolescenți victima de bullying-ului. Prin intervenția psihoeducațională am observat și am evaluat efectele programului asupra creșterii stimei de sine, asupra modificării
organizate în activitățile de seminar ale studenților din cadrul DPPD, Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic al Universității Dunărea de Jos din Galați. Programul formativ a fost utilizat în formarea și pregătirea profesorilor consilieri școlari din cabinetele școlare de asistență psihopedagogică, aprobarea rezultatelor cercetării, capitolele lucrării noastre de cercetare au fost înaintate spre validare Comisiei de Îndrumare din cadrul Școlii Culturale a Universității Pedagogice de Stat Constrângă. Materialele rezultate din cercetare se regăsesc în elaborarea și publicarea a 13 articole științifice în reviste de specialitate și sunt reflectate în 10 comunicări științifice naționale și internaționale din România și din Republica Moldova. Conținutul tezei, capitolul 1, intitulat Repere teoretice privitoare la bun și stima de sine, abordează conceptele de bază ale cercetării, și anume conceptul de bun, conceptul de stima de sine. De asemenea, sunt expuse principale teorii explicative referitoare la particularitățile psihosociale ale bullying-ului, trăsăturile de personalitate și comportamentul de bullying, particularitățile respectiv particularitățile bullying-ului la adolescenți. Bullying-ul, clar, este o problemă psihosocială ce se manifestă ca expresia impulsurilor agresive de ființe umane. Bullying-ul este prezent mai puțin la școlarii mici, apoi din ce în ce mai mult în clasele de gimnaziu, în care cu manifestarea crizei specifice pubertății și adolescenței, deși se dovedește a fi prezent și în primele clase ale ciclului liceal, temperându-se mai mult spre sfârșitul liceului. Studiile care au avut în vizor această problematică au ajuns la concluzia că violența de tipul poate fi gestionată dacă instituțiile școlare se implică și realizează programe de eliminare. Ca dovadă că astfel de programe își ating ținta sau cifrele în scădere privitoare la reducerea intensității bullying-ului școlii din Statele Unite și probabil din alte zone, unde problema bullying-ului școlar a fost luată în serios și s-au inițiat programe complexe de contracarat. Multă vreme, violența de tip bullying nu a atras atenția profesioniștilor din educație, deși a fost prezent din totdeauna în școală. Avea de vreo jumătate de secol, educatorii au devenit sensibili la efectele negative ale acestor comportamente și au început să le studieze. Cercetările longitudinale au evidențiat o serie de tulburări de personalitate dezvoltate la victimele acestor acte de agresivitate, incidența ridicată a tulburărilor depresive, frecvența ideilor suicidare, dificultățile de adaptare socială, dar și la autorii actelor de hărțuire intimidare, cum ar fi abuzul consumului de alcool sau droguri, conflicte criminale. Iată câteva motive întemeiate pentru care comportamentele de tip bullying au atras atenția specialiștilor și i-au stimulat să proiecteze programe de diminuare a incidențelor. În cercetarea noastră am plecat de la premisa că între cele două laturi ale comportamentului de tip bullying, hărțuirea intimidare și victimizarea și nivelul stimei de sine, poate să existe o legătură cauzală. Literatura de specialitate consultată nu oferă un consens al punctelor de vedere privitoare la această problemă, în special dacă avem în atenție relația dintre nivelul stimei de sine și incitația spre agresivitate de tip bullying. În schimb, mai mulți autori, Rosenberg, Lewis, Salvin, sunt de părere că o stimă de sine scăzută favorizează postura de victimă a unor incidente de violență școlară. Capitolul 2. Denumit cercetarea relației între bullying, stima de sine și trăsăturile de personalitate la adolescenți, a avut în atenție metodologia cercetării, ipotezele cercetării, variabilele implicate în experimentul constatativ, descrierea eșantionului, probele psihologice administrate, rezultatul obținut de măsura în care le confirmă ipotezele, concluziile cu privire la confirmarea ipotezelor bazate pe date statistice. Scopul cercetării constatative a fost identificarea tipurilor de relații existente între stima de sine, formele de bullying și trăsăturile de personalitate la adolescenți, în funcție de variabilele gen, profilul liceal și mediul rezidențial. Obiectivele cercetării constatative au fost investigarea legăturii dintre nivelul stimei de sine și formele bullying-ului, investigarea influenței factorilor predictor, gen biologic, profil liceal și mediul de rezidență, asupra condiției de agresor sau victimă din bullying, și 3. Evidențierea trăsăturilor de personalitate pentru adolescenții implicați în agresivitatea de tip bullying și victimele acestora. Ipoteza generală a cercetării constă în presupunerea că există corelații între nivelul stimei de sine și indubitarea, hărțuirea și victimizarea din bullying, comportamentul de exhibitare, hărțuire și victimizare din bullying la adolescenți este influențat de nivelul stimei de sine, trăsăturile de personalitate, genul biologic, precum și de faptul existent profilul liceului și mediul rezidențial. Variabilele experimentului constatativ au fost cele independente, stima de sine, trăsăturile de personalitate, genul biologic, filieră, mediul de rezidență,
dependente, intimitarea păcerea generală și pensiunile acestora, cum ar fi intimitarea fizică, intimitarea socială, intimitarea verbală, victimizarea generală și dimensiunile acesteia, victimizarea verbală, socială și fizică. Instrumentele și tehnicile experimentale au fost chestionarul APBT, de măsurare a curicului colectivității școlare, chestionarul de măsurare a stimei de sine, Rosenberg, testul de personalitate, EPQ. Rezultatele cercetării constatative. Participanți la cercetare pe șampion au fost 126 de elevi de liceu din PAR, 124 fete, 162 băieți. După criteriul mediului de rezidență, lotul de subiect este alcătuit 74 elevi din mediul rural, 212 elevi din mediul urban. Diferențiat în funcție de filiera liceului, lotul de subiect conține 150 de elevi de la liceul tehnologic, 136 elevi de la filiera teoretică. În funcție de variabila clasă, lotul de subiect conține 93 de elevi de clasa 9, 86 de elevi de clasa 11, 96 de elevi cu vârstă de 15 ani, 95 de elevi cu vârstă de 16 ani, 87 elevi cu vârstă de 17 ani și 8 elevi cu vârstă de 18 ani, în clasa 11. Stima de sine, corelează negativ, victimizarea generală, victimizarea verbală, victimizarea socială și victimizarea fizică. Datele arată că există diferențe semnificative statistic între băieți și fete în ceea ce privește bulimul fizic, intimidarea fizică, în sensul că băieții au scorul mai ridicat la intimidarea fizică decât fetele, băieții au scorul mai ridicat la variabilele victimizare generală și fizică. În același timp, diferențe semnificative statistic s-au constatat între elevii de la filiera teoretică și cei de la tehnologică în ceea ce privește intimidarea fizică, iar elevii de la filiera tehnologică au un scor mai ridicat. De asemenea, victimizarea generală, victimizarea verbală, victimizarea socială și cea fizică înregistrează scorul mai ridicat la elevii de la filiera tehnologică decât cei de la filiera teoretică. S-a constatat că adolescenții din mediul rural obțin scorul mai ridicat la intimidarea decât cei din mediul urban, dar și scorul mai ridicat la victimizarea generală, verbală și cea fizică. Apoi, există o corelație pozitivă semnificativă statistică între extraversiune și intimitarea generală. Participanții cu tendințe ridicate spre extraversiune manifestă tendințe ridicate de implicare în acte de agresivitate prin bullying. Adolescenții care se implică în bullying sunt în general bine extravertite, caracterizate prin îndrăzneală, preferința pentru senzații tarte, psihotism, ca căsătură de personalitate și intimidarea generală, s-a descoperit o corelație pozitivă de mărime slabă, semnificativă totul statistic, și anume, corelația intenținută și la intimidarea verbală, socială și fizică. Între psihotism și intimidarea socială din bullying se observă o corelație pozitivă de mărime slabă, dar semnificativă statistic. Concluziile capitolului 2. Din studiul efectuat în 3 unități de învățământ din mediul urban și rural, din care un liceu teoretic și două licee tehnologice rezultă următoarele concluzii. Bullying-ul este prezent în viața liceenilor, indiferent de mediul de rezidență sau de tipul de unitate de învățământ. Este adevărat, ponderea este diferită și tot diferite sunt și formele de manifestare. Interesându-ne de relația dintre stima de sine și statutul de hărțuitor sau victimă, cercetarea a pus în evidență faptul că între stima de sine și comportamentul de hărțuire nu există sau descoperit corelație semnificativă statistică. În schimb, s-a descoperit o corelație inversă, semnificativă statistică, între nivelul stimei de sine și statutul de victimă în relația de bullying. Formele de manifestare ale bullying-ului în mediile școlare diferă în funcție de gen, cum am văzut de filieră liceală și de mediul rezidențial, intimitatea fizică, intimidarea fizică, victimizarea generală și victimizarea fizică sunt mai ridicate la băieți decât la fete. Adolescenții de la filiera tehnologică au scorul mai ridicat la intimidarea fizică și la victimizarea generală, verbală, socială, fizică, decât pe femei de la filiera teoretică. Intimidarea fizică, victimizarea generală, victimizarea verbală și cea fizică, prin bullying, sunt mai ridicate la elevii din mediul rural decât la elevii din mediul urban. Implicarea unor elevii în relația de bullying ca agresor sau victime, am studiat-o din perspectiva trăsăturilor de personalitate efectivă. Și ne-am interesat de rolul acestor trăsături de personalitate în geneza impulsurilor către comportamentul de hărțuire. În urma cercetării constatative realizate prin intermediul acestor instrumente, am descoperit importanța psihotismului ca trăsătură de personalitate în manifestarea predispoziției pentru tachinare, intimidarea hărțuirea colegilor. Instrumentarul statistic utilizat a identificat anumite corelații semnificative între psihotism și victimizarea socială.
cât privește neuroticismul, influența lui asupra postului de agresor sau victimă este și mai slabă sub aspect statistic. Devianța comportamentală corelează pozitiv cu intimidarea generală, verbală, socială, intimidarea fizică, victimizarea generală, victimizarea verbală, socială și victimizarea fizică. Disimulare corelează negativ cu intimidarea generală, intimidarea verbală și intimidarea fizică. Capitolul 3. La dezvoltarea stimei de sine la elevii adolescenți victime ale bullying-ului, descrie strategiile, principiile și tehnicile utilizate în consilierea de grup și au stat la baza programului de intervenție psihoeducațională destinat ridicării nivelului stimei de sine. Scopul experimentului formativ a fost elaborarea și aplicarea programului de intervenție psihoeducațională pentru creșterea stimei de sine la elevii de vârstă adolescenți până victima ale bullying-ului școlar. Obiectivele generale au fost centrate pe dezvoltarea abilităților personale și sociale în vederea optimizării percepției de sine în contexte diferite de viață. Proiectarea și aplicarea programului de intervenție psihoeducațională pentru elevii cu stimă de sine scăzută și medie, victima de bullying școlar, evaluarea efectelor și validarea programului de intervenție psihoeducațională, elaborarea concluziilor și a recomandărilor. Obiectivele specifice au avut în atenție creșterea motivației de a reconstrui o imagine de sine mai realistă, conștientizarea blocajelor ce afectează dezvoltarea încrederii în sine, construirea corectă a identității sociale, învățarea modalităților de relaxare pentru a crește eficiența în activitățile curente, dezvoltarea respectului față de sine și conștientizarea valorii proprii, dezvoltarea relațiilor cu ceilalți și abilităților sociale. Variabila independentă este programul de intervenție psihoeducațională pentru elevii cu stimă de sine scăzută, victima de bullying. Variabilele dependente, stima de sine, perceperea nivelului victimizării, perceperea nivelului intimidării, trăsăturile de personalitate. Ipoteza experimentului formativ a fost, presupune că prin implementarea programului formativ de intervenție psihoeducațională vom determina creșterea nivelului stimei de sine la elevii victime ale bullying-ului. Experimentul formativ s-a realizat în de 30 de participanți, dintre care 15 au făcut parte din grupul experimental și 15 au făcut parte din grupul de control. Participanții provin din clasele a 11, de la același liceu, cu vârste cuprinse 15 și 18 ani, media de vârstă 16 ani și 46 de luni. Grupul experimental a fost alcătuit la fel din 15 adolescenți, o fel de 7 băieți cu stimă de sine scăzută și medie la nivel ridicat, de nivel, și din nivel ridicat de victimizare. Adolescenții din grupul experimental au participat la programul de intervenție centrat pe consilierea de grup în perioada de 3 luni. Grupul de control a fost format din 15 adolescenți, cu fel de 7 băieți, comparabil cu cel experimental din punct de vedere statistic, vârstă, gen, stimă de sine, nivel de victimizare. Programul de intervenție psihoeducațională a cuprins 12 ședințe, una sau două întâlniri pe săptămână, durata ședinței a fost 120 de minute. Programul de intervenție a fost proiectat pe 3 luni, din 15 septembrie până la data de 15 decembrie 2021. Etapele de mersuri psihoeducaționale au fost explicarea teoretică a programului, explicarea programului din punct de vedere practic, obligațiile elevilor, obiectivele, așteptările participanților și ale psihoterapeutului. Etapa a treia a programului a cuprins aplicarea temelor învățate și exersate în cursul ședințelor și experimentale în situațiile concrete de viață. Structura unei ședințe de consiliere de grup a fost felul următor. A fost proiectată pe trei faze, faza 1, durând 15 minute, cu durată de 15 minute, dedicată evaluării generale stărilor emoționale și a fiecărui participant. Deci, lucrul acesta se face la începutul fiecărei ședințe de consiliere de grup. Faza 2, care a cuprins 90 de minute, cu o introducere scurtă de fiecare dată a temei abordate la întâlnire, cu prezentarea teoretică, a conceptelor utilizate și cu aplicațiile practice. Și faza 3, 15 minute, a avut în vedere totdeauna obținerea feedback-ului de la fiecare participant, privire la desfășurarea activității, rezumarea sau după caz, sinteza ședinței. Evaluarea programului de intervenție psihoeducațională. În vederea validării științifice a programului de intervenție psihoeducațională, am realizat retestarea participanților din grupul experimental și de control, utilizând aceleași probe aplicate în studiul constatativ, și anume scala stimei de sine, scala profetei, chestionarul de pentru. Cu următoarele dimensiuni ale personalității, extraversiunea, neuroticismul, psihotismul, deviața comportamentală și tendința spre disimulare. Prin care a stat
statistică a rezultatelor a retestarea celor 30 de elevi s-a bazat pe următoare teste statistice, testul neparametric MAC-MQ pentru probe și animale independente, testul neparametric Wilcoxon pentru probe și animale direct, pe care am avut un lucru mic și s-a apretat la aplicarea acestor tehnici statistice. Efectul experimentului informativ asupra creșterii stimei de sine pentru adolescenții din grupul experimental. Pentru validarea statistică a acestui rezultat, am aplicat testul de parametri Wilcoxon. Rezultatele arată că, în general, există diferențe semnificative între stima de sine înainte de intervenție și stima de sine după intervenție. Rezultatele obținute de adolescenți din curs și programul de intervenție psihoeducațională demonstrează eficiența acestuia, confirmându-se astfel ipoteza enunțată. Mai departe, ne-am preocupat de studierea efectului programului de intervenție asupra stimei de sine diferențiată și băieți, constatăm că atât în cazul băieților cât și în cazul fetelor, programul de intervenție a avut un efect foarte puternic asupra creșterii stimei de sine. Mai departe, efectul experimentului informativ asupra nivelului de bullying, cu următoarea considerație, autovalorizarea personală obținută în ședințele de consiliere de grup a determinat o mai bună relaționare a elevilor victime în grupul de colegi și gestionarea unor răspunsuri mai eficiente la atacurile verbale ale agresorilor, realizându-se scăderea nivelului victimizării și chiar ale nivelului intimidării, scor total, bullying-ului fizic și verbal, ca efect indirect al intervenției psihologice asupra elevilor victime. Constatăm că programul de intervenție are un efect mediu în cazul reducerii intimidării bullying-ului social, un efect puternic în cazul reducerii bullying-ului verbal, da, și a bullying-ului fizic și bullying-ului scor total, și un efect foarte puternic în cazul reducerii victimizării verbale, sociale, fizice și victimizării psihologice. Diferența între mediile la victimizare și victimizare la grupul experimental test și grupul experimental test se explică prin faptul că adolescenții au învățat să-și înțeleagă emoțiile, să identifice distorsiunile cognitive, să înțeleagă mesajele din partea colegilor. Suportul din partea familiei pe parcursul programului de intervenție prin exercițiile efectuate de elevii participanți acasă, în cadrul temelor primite, a contribuit la mai bună înțelegere a sinelui, la mai bună înțelegere cu ceilalți sau gestionare eficientă a situațiilor conflictuale. De asemenea, prin implicarea ședințelor de grup, adolescenții au gestionat mai bine relațiile cu ceilalți, cu colegii, au dobândit o mai bună rezistență la ironiile colegilor, o toleranță mai mare la frustrare, ceea ce determina o scădere a nivelului de victimizare. Efectul experimentului formativ asupra trăsăturilor de personalitate, programul de intervenție asupra trăsăturilor de are un efect mediu asupra scăderii neuroticismului, chiar dacă nesemnificativ statistic. Un efect puternic asupra creșterii extraversiunii și disimulării. Un efect puternic asupra scăderii deviației comportamentale și un efect foarte puternic asupra scăderii psihotismului. Comparații între testarea inițială și testarea finală în cazul grupului de control, conform rezultatelor prezentate în traper, se constată că în cazul grupului de control stima de sine din testarea inițială este egală cu stima de sine din testarea finală. Se poate observa pe traper, atât pe probabil și diferenția pentru fete și băieți. Programul de intervenție psihoeducațională pentru creșterea stimei de sine a reprezentat condiția fără de care nu s-ar fi obținut modificări pozitive pentru elevii adolescenți. Prezentăm în continuare argumentul statistic al comparației între test și retest în ceea ce privește bullying-ul, intimidarea și victimizarea în cazul elevilor din grupul de control. Analiza datelor arată că nu există diferențe semnificative între testarea inițială și testarea finală în ceea ce privește variabilele intimidare, bullying-ul verbal, bullying-ul social, bullying-ul fizic, victimizării verbale, victimizării sociale, fizice și victimizării sportive. În continuare, am verificat dacă există diferențe semnificative statistică între testarea inițială și testarea finală, în ceea ce privește trăsăturile de personalitate, în cazul grupului de control, dar și s-a aplicat testul de parametri cu Wilcoxon. Rezultatele arată că nu există diferențe semnificative între testarea inițială și testarea finală, în ceea ce privește extraversiunea, neuroticismul, deviația comportamentală și disimularea. Comparație între grupul experimental și grupul de control în testarea finală. Stima de sine, rezultatele exprimate în figura de mai jos arată că există diferențe semnificative statistică între grupul experimental și grupul de control, în ceea ce privește stima de sine. Participarea elevilor la programul de intervenție a modificat autoaprecierea ținerului în sensul că s-au înregistrat scoruri ridicate la stima de sine.
Analiza datelor cantitative ne arată și o raportare mai mică a utilizării verbale și fizice și o scădere a utilizării generale, atât la bărbați cât și la fete. Cercetarea de față a plecat de la premisa că aplicarea unui experiment centrat pe creșterea stimei de sine și scăderea utilizării are efecte pozitive asupra adolescenților din finale proiectului. Comparând grupul experimental cu cel de control de testare finală pentru a ne asigura că modificările în cazul grupului experimental sunt datorate efectului de dezirabilitate sau maturare a participanților, adică obișnuirea cu probele aplicate, s-a constatat că stima de sine este mai mare la elevii din grupul experimental, testarea finală comparativ cu elevii din grupul de control, victimizarea verbală, victimizarea fizică, victimizarea scor total sunt mai mici la elevii din grupul experimental, testarea finală comparativ cu elevii din grupul de control, tot în testarea finală. Stima de sine este mai mare la fetele din grupul experimental, testarea finală comparativ cu fetele din grupul de control, la fel, victimizarea a scăzut pe toate dimensiunile ei, în testarea experimentală, testarea finală comparativ cu fetele din grupul de control, testarea finală. La fel și în cazul băieților, stima de sine este mai mare la testarea finală comparativ cu grupul de control, testarea finală, dar în schimb, victimizarea verbală, victimizarea scorpitală sunt mai mici la băieți din grupul experimental comparativ cu băieții din grupul de control. Concluzii generale și recomandări. O privire retrospectivă asupra demersul nostru investigativ scoate în evidență următoarele concluzii. În studiul de față ne-am concentrat atenția doar asupra primelor două categorii de actori cu un accent mai semnificativ asupra victimelor, deoarece pe termen lung s-a constatat în cercetările longitudinale efectele în plan psihic ale trăirilor experiențiale specifice celor care suferă în timp întrerupt, ofense sau alte agresiuni din partea unor colegi conduc spre traume psihice din spectrul tuturor depresiv. În al doilea rând, s-a verificat ipoteza conform căreia stima de sine influențează indirect victimizarea, în sensul că o stimă de sine ridicată determină un nivel scăzut al victimizării. În cercetare și viceversa. În cercetarea noastră constatativă am utilizat instrumentele de măsurare a intensității bullying-ului, hărțuirea și victimizarea scala a privete, propus de cercetător australian Barada în anul 2000. Având în vedere ipoteza generală vizată pe titlul lucrării noastre privind existența corelației între intensitatea manifestărilor comportamentului de hărțuire și de victimizare și felul stimei de sine, am utilizat și scala stimei de sine propusă de cercetătorul Rosenberg. Presupunând din ipoteză că și trăsăturile de personalitate influențează involtul spre hărțuire sau spre creirea condiției de victimă, am aplicat și testul de fel. Trăsăturile de personalitate cu influență asupra impulsului spre acte de hărțuire, identitate sau remarcat psihotism, neuroticism și extraversiunea, iar spre creirea condiției de victimă, neuroticism și introversiune. Toate aceste instrumente au fost utilizate în testarea elevilor de liceu în trei unități, mediul urban și mediul rural, băieți și fete, înscriși la licee teoretice și două grupuri școlare, în mediul urban și două din mediul urban și unul din mediul rural. Eșantionul a cuprins 286 de ele. Cercetarea pe eșantion a evidențiat corelația negativă între nivelul stimei de sine și trăirea sentimentului de victimă, faptul că postura de victimă este compatibilă cu un nivel scăzut al stimei de sine, a fost remarcat de noi cercetători. Investigația noastră, de fapt, n-a făcut decât să aducă dovezi noi ale acestei observații. În capitolul al treilea lucrării noastre, am supus verificării ipoteza conform căreia un program de intervenție psihoeducațională poate conduce la îmbunătățirea stimei de sine a adolescenților din grupul ținte la ridicarea nivelului stimei de sine, ce va funcționa astfel ca un scut de protecție împotriva acțiunilor de intimidare și hărțuire din partea colegilor primați spre asemenea acte. Direcții de cercetare viitoare. Verificarea ipotezei conform căreia colectivitățile formate din adolescenți cu resurse intelectuale înalte, provenind din familii cu nivel economic ridicat, tinerii cu impuls spre hărțuirea colegilor se caracterizează prin stimă de sine înaltă, de verificat, de cercetat pentru viitorul foarte apropiat. A doua direcție, a doua propunere ar fi studierea influenței noilor grupuri școlare care se integrează în absolvenții de gimnaziu, care au fost în postură de agresor sau victime din bullying, după studierea lor în licee. Ce influență au noile grupuri școlare asupra lor? Și trei, a treia direcție de cercetare ar fi aceea de a studia personalitatea elevilor de vârstă adolescentină din liceu afectați de implicarea în bullying și măsura în care ei au fost afectați de bullying în adolescență sau în clasele mai mici și gimnaziu.
recomandări. Eu nu am notat decât două aici, mi s-a părut mai esențial așa. Într-adevăr, dacă conducerile de școli nu sunt sensibilizate și nu se implică și dacă conducerile de școli evită să discute despre și continuare, asta este situația, să evită să discute despre bullying, mai ales pentru că, cel puțin în România, există o lege ce sancționează comportamentele de astfel, atât din partea elevilor sau elevilor între ei, cât și în relația profesor-elev. Probabil că este o problematică destul de sensibilă pentru tine, conducerile de școli. Iar mi se pare important ca aceste conduceri de școli și, să conștientizeze, să fie sensibilizate pentru la importanța și urgența intervenției prin gestionarea problemelor de bullying în școli. Ei pot urmări managerii școlari, pot organiza împreună cu profesori, consilieri școlari, programe anti-bullying, ce presupune evaluarea la nivel de unitate de învățământ. Folosindu-se pentru aceasta și în instrumentele pe care noi le-am utilizat în această cercetare. După analizarea evaluării incidenței, recomandăm ca prin colaborarea cu psihologul școlar să se inițieze programe de consiliere și psihoterapie în consecuere de victimare bullying-ului, vederea periferării stimei de sine și recomandăm iarăși conducerilor centrelor județene de resurse și asistență educațională, acolo unde și eu lucrez, să preia în planurile anuale programe de combatere a bullying-ului în școli, organizând sesiuni de formare în această specialitate a cadrelor responsabilități în domeniul psihologiei școlare. Sugestiile pe care le-am propus în această lucrare, atât cele care vizează depistarea cazurilor de bullying, și cele privitoare la programele de intervenție pentru ridicarea nivelului stimei de sine la elevii cu bullying, pot fi complicate prin intermediul publicațiilor pe care le gestionează centrul de resurse. Aceasta a fost punctul mea prezentare. Vă mulțumesc pentru atenție. Noi vă mulțumim, doamna Popa, pentru prezentarea atât de amplă rezultatelor cercetării dumneavoastră. Acum urmează etapa de întrebări și răspunsuri cu referire la conținutul tezei și a rezumatului tezei. Am să reamintesc că la sesiunea de întrebări, alături de membrii Comisiei de Susținere Publică, pot participa și cei prezenți în sală. Și în online. Și în online, da, dar sunt membri conectați online, da. Am o întrebare. Da, doamna doctor, conferențiar universitar Gonța Victoria. Spuneți, vă rog, că constatările dumneavoastră sunt foarte interesante. Ați constatat că agresorii, adică cei cu impulsuri de hărțuitori, au un mai mare nivel al psihotismului, disimulării și extroversiunii, pe când cei care se prezintă ca victime a bullying-ului mai mult spre neuroticism, introversiune și nu le este specific partea asta de disimulare. Acum, ați constatat oare printre victime și agresori cei care prezintă ambele profile, și neuroticism, și psihotism, și disimulare, și introversiune. Adică sunt și parțial victime, parțial bullying. Mulțumesc frumos pentru întrebare. Da, într-adevăr, cele două trăsături la care v-ați referit și care au fost mai pregnante, psihotismul și neuroticismul, da, ele sunt specifice sau vizibile atât la agresori cât și la victime. În special la victime se caracterizează sau, eu știu, este prezent mai pregnant neuroticismul, trăsătura aceasta la neuroticismul, ei fiind mai sensibili, fiind interiorizați și cu putere mai mică de a combate acțiunile colegilor agresori. În schimb, tot la ei am găsit și o tendință către psihotism, da? Există și la ei, dar poate că este într-o proporție mai mică. Cum ca tendință, ea există la toți elevii, dar că noi am aplicat aici testul efectiv nu pentru persoanele cu probleme, da? Ci pentru problemele elevii normal, pentru oameni normal. Noi toți avem anumite tendințe. Dar să zicem că la agresori, da, într-adevăr, în calitate de buni, psihotismul este mai pregnant. Adică există tendința aceasta de ostilitate, de a se distra pe seama altora, de a obține satisfacție, văzând suferința, cu o empatie mai mică. Da. Deci le-am văzut prezente și la victime, dar într-o procent mai mic.
dar neuroticismul ca fiind o caracteristică definitorie a victimizării. Deci da. Că corelează cu victimizarea. Da. Și o întrebare a doua, derivată din prima, este despre partea experimentală. Deci, experimentul formativ pe care l-ați realizat, ați abordat victimele, ați luat adolescenți victime. Ați avut printre beneficiarii programului dumneavoastră de intervenție și agresori? De rând cu victime, deci, în sensul că noi știm foarte bine cei care sunt victime au și tendință de agresori. Da. Compensator. Da. Și atunci au fost dintre aceștia care au avut profil victim dublu, da. Mulțumesc frumos pentru întrebare, da, este vorba despre victimele provocatoare. Da. Da, pe care le-am și identificat, au fost în grupul de lucru, dar ei au fost mai puțin deschiși către comunicarea aceasta și de ce a fost într-o fază latentă partea de agresivitate. Probabil că s-au apărat. Da, s-au apărat, pentru că ei se considerându-se victime. Chiar erau întrebări în discuție, dacă chiar tu n-ai adresat, tu n-ai știut să răspunzi, dacă da, dar nu la nivelul acela, dar sigur, este vorba despre victimele provocatoare, apropo de deviață, da? Că și ele încalcă niște reguli de bun simț, de comunicare, de faptul că ignoră pe ceilalți, faptul că, da, n-au abilități de comunicare dezvoltate. Sigur că e o încălcare a normelor, e o deviață în comportamentul lor, ușoară deviață, da. Deci au fost și răspunsul este da, au fost victime cu potențial latent de agresiune. La nivel de observare, poate nu ați făcut o diferențiere între victima pură, da, a bulicului și cel care are profilul ăsta duplicitat, da? Și victimă și agresor. Dar poate la nivel de observație ați remarcat un impact oarecare a programului. Poate pentru unii a funcționat mai bine, pentru alții mai puțin bine. Da, desigur, mulțumesc pentru întrebare. Proiectul, vă referiți la influența programul de intervenție. Dacă au fost ceva blocaje în interior, da, exact. Au fost blocaje, pentru că nimic nu este perfect. Au fost copii care s-au blocat, da, dar grupul, tocmai de aceea, consiliat de grup, a avut un rol foarte important, pentru că au obținut suport din partea colegilor. Cum am gestionat, vă spun, am trecut peste, am așteptat, am dat cuvântul celuilalt și am revenit, pentru că au fost blocaje emoționale, adică unii au și început să plângă, au început să vorbească, sigur. Și atunci am așteptat, am vrea suportul afectiv necesar, grupul a sărit imediat, întotdeauna în consilierea de grup există un avantaj, faptul că cam toți au aceeași problemă și fiecare vine cu modelul lui de bună practică sau de, da, de reziliență sau da. Și atunci se încurajează și un efect extraordinar că și cei care se blochează, da, după trecerea momentului, după depășirea momentului, încep să vorbească, devin mai evolui, devin mai prietenoși, mai dornici să exprime. Și încă o întrebare, la partea formativă. Cât de bine se cunoșteau între ei participanții grupului? Unii se cunoșteau mai bine pentru că erau din aceeași clasă, alții se cunoșteau de pe polurile școlii, salut, cam atât. Chiar s-a pus problema dacă se cunosc, dacă ies împreună. Deci unii se cunoșteau bine pentru că erau 2-3 din aceeași clasă, iar ceilalți în altă clasă și atunci se salutau. Deci nu cunoșteau foarte multe amănunte despre fiecare. Dar fiind în aceeași școală, noi sigur că măcar ne salutăm și se salutau și deci se cunoșteau altfel. Nu cu amănunte, dar din vedere, da. Mulțumim pentru întrebări, doamna doctor conferențiar universitar Conța, doamna doctor conferențiar universitar Rusnac, da? Întrebările mele mai multe se țină de metodologie. Deci ați subliniat mai multe momente pe care le considerați dumneavoastră importante pentru cercetarea care se întâmplă. Vreau să vă întreb care este cea mai relevantă, cea mai importantă, undeva noutate pe care aduceți dumneavoastră cu această.
bunătatea, mulțumesc pentru întrebare, bunătatea, o atitudine experimentul constatativ prin faptul că am utilizat scala aceasta PRIBT. Ce este cu ea? Este o noutate în cercetare. Această scală a fost dezvoltată de colegii de la Cluj, de doamna Anca Dobrean și doamna Comun Bolan. Au fost o echipă întreagă care au inventat aceasta, au gândit această scală cu modelul iparat. Doamna, când ne-a oferit cu tot dragul această scală, mi-a spus că noi nu am aplicat-o încă în cercetare și chiar am fi curioși să știm cum ați aplicat-o și ce rezultate ați obținut. Mi s-a părut o scală destul de funcțională și bine privită, adică pot obține informații, am putut obține informații utile de la elevii care au... Pentru că până să găsesc, chiar a fost o greutate până să găsesc acest instrument. Am tot cercetat și alte instrumente, dar parcă niciunul nu satisfăcea criteriul. De ce? Pentru că fie mergeau pe la gimnaziu, fie deci eu voiam să prind secvența. Secvența aceasta 15-18 ani, iar scalele pe care le-am găsit, că erau multe scale, nu a fost niciuna pe placul să le cuprinde cât mai mult în placul nostru. Și atunci tot căutat și a venit această minunată soluție din partea doamnei profesor Anca Dobrean, care îi mulțumesc din tot sufletul. Să înțeleg că scala a fost validată anterior, a fost aplicată în cercetare. Nu, dar nu a fost aplicată. A fost validat. Și mai există o întrebare. Deci dumneavoastră vorbiți despre noutate atunci când vorbiți despre cercetare de constatare, da? Exploratorii, da? Exploratorii. Da, dar în problemă de cercetare ați spus accent mai mult totuși pe acel efort formativ, să spunem, în lucrare. Cum explicați acest lucru? Mulțumesc frumos pentru întrebare. Da, mi-a plăcut și foarte mult experimentul formativ, dar pentru că din cercetarea constatativă am rezultat că există o corelație între stima de sine și postura de victimă din lume. Atunci mi s-a prins pe curențul, m-am luminat și am zis că, da, uite, programul formativ și să fie făcut pe această secțiune. Și m-a făcut foarte mult pentru că am avut elevi dornici să intre în proiect. Eu sunt la un liceu unde copiii sunt foarte dornici să participe la astfel de experimente formative, bineînțeles că după ce și-au dat părinții acolo, după toate procedurile pe care trebuie să le respectăm, experiment, sigur m-a plăcut să lucrez foarte mult cu ei, să aflu despre ei și să mi s-a părut interesant să văd care este efectul, aducând din nou rezultatul. Am avut și emoții, bineînțeles, am avut foarte mari emoții, pentru că așa se întâmplă când faci o cercetare, ai foarte multe îndoieli și te gândești că dacă nu e bună, dacă am greșit undeva, dacă nu s-a obținut confirmarea ipotezelor, ceva, da. Dar a fost bine. A fost și ipoteză care nu s-a făcut. Da. Totul, da. Dar asta este prima parte, da, nu s-a confirmat și pe mine, pentru noi, a fost o uimire când vorbea și domnul profesor. Nu mi s-a confirmat corelația dintre stima de sine și inimitarea, hărțuirea. Tocmai de aceea am zis că poate ar fi bine să continuăm, să vedem. M-am și propus în direcție, poate că am observat eu ceva din discuția cu elevii mei, faptul că ei provin dintr-un liceu foarte bun, au resurse și intelectuale și financiare foarte bune și din discuția cu lor, la prima vedere nu mi s-a părut că aveau o problemă cu stima de sine, dar ironici, dar într-o formă subtilă la adresa colegilor, mai interiorizați, nu neapărat mai slab din punct de vedere intelectual. Vă mulțumim, doamna doctor conferențiar universitar Rusnac, doamna profesor Gelina Cucuciuhan, dacă are întrebări. Sau sunt de acolo. Bună ziua! Bună ziua! Bine 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 ziua! Cu din copii disciplinare care vorbim. Dacă vreți să fie experimentul formativ, să îndreptă agresor. Și asta ar fi fost întrebarea. Nu pot să fac alegeri să disciplinăm. Mulțumesc frumos pentru întrebare, doamna profesor. Odată că experimentul constatativ a pus în evidență confirmarea ipotezei, părții a
de mult suferă victima. Am văzut suferința victimei și mi s-a părut, pe lângă faptul că experimentul constatativ mi-a dat undă verde să lucrez cu ei, mi-a plăcut, cred că, să lucrez foarte mult cu ei și mi s-a părut că au mai multă nevoie de ajutor decât agresorii. Așa am considerat eu. Okay. Avem o întrebare, mă rog, de la de ambele categorii. Și a doua întrebare, cum este diversă niște calculi la niște anumitele statistice un pic mai avansate în la capitolul 2, când ați făcut executarea de constatare, da? Pentru că acolo mă gândesc că un model de moderare ar fi ajutat să înțelegeți mai bine relația dintre variabile, adică, pe exemplu, dacă te încercau, te puteți încerca după ce îți zic, și tu ai zis că te poți încerca să faceți o moderare între, ca prima de sine moderator, între relația dintre neuroticist și victimizare, sunt convinsă că ar fi ieșit calificativ model și atunci ar fi s-a acreditat mai mult de ce ați ales să vreți pe prima de sine, dar nu este foarte clar de ce ați ales. Bine, putem intuitiv să spunem, dar asta ar fi validat cumva alegerea pe care se putem vedea în programul de formare. Da, mulțumesc pentru întrebare. Sigur, mi-a fost mai de bună să lucrez cu analizele statistice pe care le-am utilizat și s-a părut mai, să zic așa, mai facil, mai ușor de aplicat aceste analize statistice. Okay. Dar pe viitor, mulțumesc mult pentru sugestii, pe viitor voi dezvolta mai mult segmentul acesta și eu am simțit că acolo ar fi trebuit mai mult, poate. Da, mulțumesc foarte mult pentru întrebare, dar pe viitor, în direcțiile pe care le-am propus, voi încerca să le aplic. Vă mulțumim frumos, doamna profesor Cucu Ciuhan. Am și eu câteva întrebări la dumneavoastră. O întrebare este, cum vă explicați că băieții au scoruri mai ridicate la intimidarea fizică și la victimizarea fizică? Da, și m-am așteptat la această întrebare și mi-am și gândit. Dar, în general, am ajuns la concluzia că băieții au mai multă preferință pentru jocurile ce presupun violență, pentru jocurile ce presupun îmbrânceri, și poate și datorită condițiilor de băieți, de forță fizică mai mare comparativ cu fetele. Dar în același timp, pe cât de, să zicem așa, proporțional cu puterea lor sau cu forța lor, fizică, sunt și au și gradul de victimizare mai mare decât al fetelor, probabil și un grad de sensibilitate mai mare, pentru că se consumă mai repede și mi-a explicat că se consumă mai mult, iar orgoliul masculin îi face să și riposteze în intimidarea fizică, a jignit, de obicei să mai înjurat, dar el încearcă să contracareze acest lucru. Se simt foarte lezați și de aceea chiar și eu m-am gândit și intimidarea fizică, adică și agresivitate, dar și coeficient mai mare de victimizare. Probabil pe ele două se și leagă. Cât mă simt mai victimizat și mai vulnerabil, dar cu atât protestez mai mult și cu atât mă implic mai mult în acte de autoapărare pe intimidarea fizică. Vă mulțumesc și mai am o întrebare cu referire la capitolul 3 în care expuneți demersul formativ. Care a fost motivația dumneavoastră de a numi modelul de intervenție pe care l-ați proiectat și implementat să fie un program de intervenții psihoeducaționale? De ce psihoeducațional? Mulțumesc frumos! M-am gândit la terapia cognitiv-comportamentală pe care am și aplicat-o. Și de ce psihoeducațională? Pentru că orice psihoterapie presupune educație, presupune învățare. Învățare și iar învățare, fiindcă învățarea unor noi scheme funcționale de viață. Și dacă nu le aplic de fiecare
fiecare dată, știind, aplicând pași și învățându-le, exersându-le, deci înseamnă educație, n-am putut să produc o schimbare la nivelul personal sau la nivelul trăsăturilor de personalitate, unde pot să modific acolo, sau la nivelul intereselor pe care le am, la nivelul percepției. Păi dacă, să zicem, un copil are o percepție negativă despre el și se consideră bun de nimic, da? El trebuie să renunțe la această percepție și să învețe o nouă schemă. Și atunci, de aceea am zis psihoeducațională. Pentru că, de fapt, ce înseamnă psihoterapie? Renunțarea la schemele disfuncționale, care nu mă mai ajută, da? Și învățarea altora, exersarea lor, aplicarea, practic, pasul 1, pasul 2, pasul 3, mai întâi schimb cognitiv, da? Percepția pe care o am despre mine, da? Și apoi trebuie să o aplic. Cum iese din prima? Da? Tot încercând, da? Văd partea bună a ceea ce am realizat, partea bună din tot ceea ce este rău, din tot ceea ce nu a mers. Și de aceea trebuie pripetare educație. Vă mulțumesc frumos pentru răspuns. Mai sunt întrebări? Da, domnul Igor Cojocaru, directorul Institutului de Dezvoltare societății informaționale. Mulțumesc. Vreau să spun că este o temă foarte și foarte actuală. Am văzut cum ați prezentat primele slide-uri, câte publicații ați găsit și eu fiind informatician, gestionând și creând cea mai mare bază de publicații științifice din Republica Moldova, am vrut să, de fapt, îmi pun de fiecare dată întrebarea cine este pretendentul la această teză, dacă într-adevăr este ceea ce spune. Vreau să constat faptul că din 187.000 de publicații, în această bază de publicații științifice de Republica Moldova, ale autorului din Republica Moldova, 129 de publicații au cuvântul bullying, dintre care 11 publicații sunt ale pretendentului de astăzi și este prima poziție. Ceea ce înseamnă că, într-adevăr, concluzia mea ca fel de informațional spun că a avansat pe baza bazei noastre date pe prima poziție. Felicitări! Mulțumesc! Mă interesează tema diverse perspective. În primul rând am și eu copii. În doilea rând, chiar în vacanță, fiica a fost selectată, nu știu după ce criterii, la un seminar de instruire. Dar o să acceptă. Credeți. Pe tematica bullying-ului. Și mă tot întrebam, ce ai aflat nou? A aflat, la sigur, lucruri importante. Noi, informațiile, de fiecare dată încercăm să găsim, să gândim așa, pe termen lung. Avem diverse, din perspectiva riscurilor. Avem mai multe tendințe. Unul este migrarea tuturor masive în spațiul online. Un profil este cel real și alte profiluri este în spațiu virtual. Evident, un om foarte liniștit în spațiu real poate să devină un agresor în spațiu virtual. Alte tendințe este tendința, acum așa, eu zic, destul de agresivă, cu egalitatea de gen. Se schimbă comportamentul, adică eu consider, în general, creștinii ortodoxi au, adică și bărbatul și femeia are același loc. Într-o parte, biserica este Iisus Hristos, în cealaltă parte este Maica Maria. Nu se schimbă cumva, nu va migra cumva agresiunea fetelor către băieți, se va schimba în timp, dacă se va face un studiu comparativ, fetele să ia o altă poziție. Este un alt moment care eu, de fapt, în cunoștință de cauză, știind copiii foarte liniștiți, care probabil au fost agresați, tendința lor este schimbarea genului. Și căsătoriile, nu știu cum spuneți, netradiționale. Adică, vedeți cumva vreo legătură între toate aceste momente? Deoarece migrația de gen? Migrația de gen? Da, un gen altul. Și, de fapt, copiii fiind agresați, el nu-și găsește un prieten băiat, are timiditate să facă cunoștință cu o fată și el repede să găsește și să
băiat care poate timid la fel de el și găsește mult mai, eu vă spun, chiar din cunoștință de cauză, au observat, au constatare fără studii. Alt moment, eu dau tuturor doctoranților care sunt din România, doar ce mă doare, și eu sunt român, dar mă doare faptul că nu se face un studiu comparativ Republica Moldova-România. Și îmi pun întrebarea, oare ce-ar fi ăsta, poate și studiu pe viitor, dacă ați face o analiză comparativă, pe termen lung, domn profesor, dat trecut a spus de studiu longitudinal. Vedeți câte cunoștințe o au. Și am face o comparație între populații cu aceleași origini, care în ultimii 30 de ani s-au dezvoltat cu diverse accelerații, unul într-un spațiu european, altul într-un spațiu așa cum este acum, și ați vedea oare putem găsi noi ce s-a întâmplat pe viitor, cum am putea proiecta în viitor, care bune practici ar putea fi preluate dintr-un spațiu românesc și din celălalt spațiu pentru a da recomandări, dar aceste recomandări eu cred că trebuie să fie de un doctor habilitat cu astfel de echipă și... Eu îmi cer scuze de intervenție, poate astea și pentru discuții, dar sunt niște întrebări în calitate de cetățean care se confruntă cu probleme care urmează, de fapt, le-ați cercetat. Da. Social. Da. Exact. Mulțumesc frumos pentru întrebări. Sunt două întrebări, începând cu ultima, care e mai... Este o idee extraordinară să facem un studiu comparativ între cele două țări, având în vedere punctele comune. Este o idee. Și neapărat la concursurile care bilaterale România Republica Moldova, eu vă recomand echipa de proiecte. Da, pentru că dacă tot acum am dezvoltat niște relații aici, da, este o idee foarte bună și cred că ar fi interesant să vedem și, eu știu, diferențele între România și Republica Moldova, să vedem diferențele educaționale, să vedem ce programe de intervenție am putea, ce funcționează acolo, ce nu funcționează aici. Cum ați spus, extraordinar de bine ați surprins ideea aceasta și recomandarea. Iar în legătură cu prima întrebare, dacă egalitatea de gen sau dorința unor tineri de a schimba, da, a fi influențat și de problematica aceasta a agresorilor și vă refereați la victime, nu? Dacă nu cumva și-ar dori să fie altfel și să-și schimbe genul, tocmai pentru a nu mai suferi atât de mult. Da, este probabil. Poate să fie, da, și o direcție bună, poate să fie și o cauză, sau una dintre cauze. Să zicem că celelalte fetele care doresc să fie mai puternice și să... Da, și aici, da. Este interesant de studiat, poate să fie o cauză, dar până nu cercetăm, da, e probabil. Deci este o ipoteză pe care noastră ați avansat-o și care merită verificată. Acum nu pot să vă spun cu exactitate dacă așa este sau nu, până nu aplicăm modelările statistice. Vă rog să aplicați toate metodologiile tehnice, dumneavoastră, în calitate de profesionist, pentru a invalida sau valida o ipoteză a unui... Da, e posibil să fie una din cauze. Posibil să fie una din cauze, dar cu exactitate nu o putem spune. Abia aștept să citesc lucrurile dumneavoastră. Da. Vă mulțumim, domnul Cojocaru. Dacă mai sunt întrebări, poate cei care sunt conectați online au întrebări. Domnul doctor în psihologie, domnul Rob, da? Da, sărbuna, felicitări, doamna Popa, cu incursiunea pe care ați realizat-o astăzi într-o problematică actuală referitoare la bullying și relația lui cu o serie de caracteristici individuale care pot acționa fie ca factor protectiv, fie ca factor vulnerabilizant. Dacă e să ne gândim, de exemplu, la accentuarea tendințelor agresive, așa cum și din Kaizen, care a descris factorul referitor la psihotism. Eu am o întrebare, cum se face că la cercetarea interpensională sunt experimentului cu măsurători pre și post, pe care l-ați făcut pe grupul de control și grupul experimental, în vederea, înțeleg eu, a creșterii stilei de sine, a
victimelor bullying-ului, știm că imaginea de sine negativă, reducerea stimei de sine, scăderea încrederii în forțele de popor și se întâmplă autodevalorizări, sunt consecințe imediate de bullying-ului sistemat. Vreau să vă întreb de la ce rațiune, de la ce presupunere ați pornit atunci când ați considerat în calitate de variabile independente și trăsăturile personalități. Mă refer la modelul TEM, adică psihotism, este o versiune nevotism, care a fost operaționalizat, după cum am citit în teză, prin paise, în funcționă de tipă și în ea. Mulțumesc pentru întrebare. Am avut în vedere și trăsăturile de personalitate, pentru că eu am plecat de la ideea că atunci când un elev agresor se dă la acte de, eu știu, de violență sau de, eu știu, șicanarea constantă a unor colegi, am gândit că ar putea să fie și o problemă de personalitate, că nu ne uităm așa, e greu să definim ce înseamnă normalitatea. Dar observăm că anumite persoane ies un pic din ceea ce nu cunoaștem. Și m-am gândit că nu pot să studiez doar stima de sine în relație cu componenta agresivității, dacă nu am în vedere și configurarea personalității. Și atunci m-am gândit să utilizez această scală și pentru faptul că trăsăturile de personalitate pe care le descrie ar putea să ajute să configurez portretul, spre exemplu portretul agresorului sau victimei. Și așa am considerat că este necesar să discutăm puțin și despre trăsăturile de personalitate, să observ dacă există o inclinație către acest comportament de tip de bullying. Și în experimentul constatativ am observat că da, există, dar în efectul formativ aș putea să spun că acolo am găsit niște limite și chiar m-a surprins și pe mine să văd oarecare modificarea trăsăturilor de personalitate, știind că, sau cunoscând la literatură, că ele nu se modifică fundamental, că ele sunt niște constante ale psihismului. Și mă gândesc că limita acestui experiment formativ se referă la efectul acela Cowhorn, care este folosit de cercetătorii americani, atunci când elevul conștient de situația lui și resurse intelectuale ridicate ar vrea să apară, să apară într-o lumină favorabilă. Mă gândesc că da, este o eroare și atunci am simțit și nevoia să scriu această limită. Mulțumesc mult pentru răspuns, dar acum, într-adevăr, instabilitatea emoțională poate face parte și din profilul vulnerabilizant al victimei de data aceasta, mai ales atunci când ea este percepută ca fiind o fire slabă de către agresor, ceea ce și justifică continuarea în formă sistematică a astfelor de agresiune. Dar, într-adevăr, e puțin mai dificil, vorbind de cristalizarea personalității la vârsta aceasta, mai degrabă decât de o stabilitate a profilului personalității. Iar studiile longitudinale au luat în calcul ceea ce am referit la Korn, mai referit la Schmidt și Alic, și alți au o problematică pe care i-a citat, au luat în considerare stabilitatea și schimbarea scorurilor în atrăsăturile de personalitate, o personalitate de perspectiva modelului Big Five, așa, iar TEM este o subcomponentă a modelului, și la vârsta adolescenței, cu fluctuații, însă ceva mai puțin relevante pentru această vârstă. Încă se structurează și adolescenții, pe fondul complicărilor hormonale specifice, pubertății, oricum au niște outbursts, să spunem, uneori emoționale, marcate, vârsta e marcată de o impulsivitate accentuată. Deci, aici poate dumneavoastră găsiți și alte rațiuni pentru care le-ați impus în experiment. În schimb, în studiul constatativ, prezența lor este salutară, așa cum și dumneavoastră am spus. Pentru că, într-adevăr, un agresor cu tendința agresive ca predispoziție comportamentală mai accentuată, instabil, el însuși, victima a partea
unui mediu abuziv este mai predispus să facă aceste acte de bullying decât un adolescent echilibrat din punct de vedere emoțional și cognitiv. Mă refer la acea simetrie cerebrală care s-ar putea replica mai mult niște tendințe temperamentale cu expresii comportamentale imediate, cu predispoziții care vor rămâne neschimbate. Mulțumesc mult! Și eu vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim mult, domnul doctor Robu. Dacă mai sunt întrebări? Nu mai sunt întrebări, încheiem această etapă, etapa de întrebări și răspunsuri. În continuare, voi invita referenții pentru prezentarea referatelor de analiză asupra tezei de doctorat și cred că, așa cum sunt incluși în rezumat, vom începe cu doamna profesor universitar, doctor în psihologie, Cucu Ciupan Genina, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnică, București, România. Am mai să un zic și mai multe despre lucrare. După părerea mea, am apropiat lucrarea pentru că abordează o problemă de mare actualitate. Da. Am apropiat modul în care doctorantul a conținut studiul constatator. Faptul că a lucrat în numai de fund de experiență de și în modul în care și-a dat variantele, analizele descriptive, statistica descriptivă, acordarea faptului bine de corelație și în modul în care și-a extras variantele pentru studiul al doilea, la fel fac, doar, pentru această abordare complexă a
ghidului nostru, a cerințelor, a standardelor de calitate. Acum, tema bullying-ului chiar este pe una dintre primele în agenda problemelor școlare. Și majoritatea școlilor, atât în România cât și în Republica Moldova, evident că suntem în un popor, încearcă să identifice soluții pentru a stopa fenomenul bullying-ului sau cel puțin pentru a reduce din consecințele lui, pentru că este un aspect abordat destul de recent în psihologia educațională. Cumva bullying a fost mereu, dar nu a fost un subiect al îngrijorării școlii, considerându-se cumva că copiii se dezvoltă trecând prin dificultățile relaționale. Acum, în cabinetele terapeuților, majoritatea care ajung persoane adulte cu depresie, cu anxietate, cu alte tulburări afective, remarcă în trecutul său acele incidente de bullying și actualitatea problemei bullying-ului nu mai poate fi pusă la îndoială. E un fenomen care trebuie să fie stopat și faptul că doctoranții noștri sunt interesați de aceste modele, cum să intervină pentru a diminua atât fenomenul cât și efectele, este foarte încurător. Ce am vrut să zic ca și observații, pentru că am și câteva observații, ele nu sunt esențiale, nu diminuează din valoarea tezei, dar trebuie să le menționez în calitate de referent la această teză. Mai mult aș fi preferat ca introducerea lucrării să fie cu mai multe informații despre ceea ce s-a făcut, pentru că e cumva citită mai des decât majoritatea populației și introducerea lucrării în care se argumentează actualitatea cercetării, originalitatea, noutatea științifică a problemei de cercetare și valoarea teoretică și valoarea aplicativă. Și aici am zis că doctoranda a fost modestă pentru că nu s-a valorificat atât de mult pe cât s-a așteptat aceste componente. Unor referitor la actualitatea cercetării, s-au făcut trimiteri la unele statistici din România și Republica Moldova, dar au fost foarte statistici foarte modeste și nu s-au abordat statistici la nivel global pentru ca să se facă o comparație cu statisticile privind bullying-ul la nivel regional al României și al Republicii Moldova. La ceea ce înseamnă descrierea problemei investigate în studiile precedente sau cum au fost reflectate problema cercetării în studiile precedente, de asemenea, anume în introducere, este foarte relativ menționată această parte, această componentă a introducerii. Până oară, așa formule de tip rezultatele obținute până acum, influențate de particularitățile culturale ale grupurilor investigate, nu conduc spre o concluzie unică, de exemplu, în țările cu tradiție autoritare s-au obținut anumite rezultate, timp ce în alte țări cu tradiții democratice alte rezultate. De fapt, este o constatare destul de superficială, nu se aduc clarificări suficiente pentru a fi înțelese acele diferențe enunțate. Și s-ar părea, dacă nu citești mai departe lucrarea, că este abordată cu puțin seriozitate problema lucrărilor precedente. Cu toate că, în teză, ulterior, se regăsesc studii aprofundate a problematicii, se regăsesc și statistici mai detaliate. Ar fi bine ca în introducere să fie mai specific abordate aceste lucruri.
Se face așteptată o argumentare obiectivă și convingătoare a originalității lucrării, pentru că doctoranda abordează problematica relației dintre stima de sine și dubiu. Stima de sine fiind un factor intern bazal al manifestării comportamentale umane și respectiv este un fenomen foarte bine explorat în literatura de specialitate, cel puțin de când există psihologie ca știință separată, sunt studii despre stima de sine. Și e foarte greu să convingi cititorul că abordând problematica stimei de sine poți fi original. Aici doctoranda a reușit să fie originală pentru că a interacționat cu Jungul și a făcut această conexiune dintre stima de sine și Jung. Dar în introducere se aștepta totuși o argumentare mai detaliată a acestei nișe pe care a identificat-o doctoranda ca fiind valoroasă pentru cercetarea sa. Atât fiind spus ca și observații, repet, nimic din aceste observații nu diminuiază. Nici din actualitate, nici din originalitate, nici din valoare, nici din explorarea tuturor cercetărilor anterior realizate în domeniul cercetării. Și sunt de aceeași părere ca și precedenta mea, vorbitoare colega de peste put și de peste ecran, că această teză merită să fie apreciată la un nivel bun iar doctoranda, pretendenta la titlul științific de doctor în psihologie, merită atribuirea acestui titlu și invit colegii să participe în acest demers pozitiv de conferire a titlului de doctor pentru doctoranda Popa Ronica. Vă mulțumim, doamna doctor, conferențiar universitar, doamna Gonța. În continuare, invităm pe doamna doctor, conferențiar universitar, doamna Rusnac. Eu tot voi încerca să fiu mai succintă de transcris. Firește că s-au menționat deja și pe întrebări cu toți părțile pozitive, lucrări și eu consideram că reprezintă o actualitate în condiția în chiar datele pe care le găsesc doamna pentru argumentarea arată la arată destul de înaltă curindului în mediul școlar, atât pentru regulă și pentru România, am încadrat că atunci când eu am adăsfăit unele răspunsele care puteți despre cercetare psihologie în fenomenul curindului în mediul școlar, găsit că acest radmat, acest proces înalt, caracterizează mai multe țări. Acolo unde s-au făcut cercetări, s-a stabilit rata care variază de la circa 50 până la peste 70% de copii și adolescenți care remarcă că au fost puși curindului într-un mod sau altul în mediul școlar. Deci, totodată, există, deși nu chiar așa de multe cercetări care au identificat violența în școli, adică până la discuțiile despre este legată de nivelul stimei de sine și a verifica aceste lucruri în cadrul într-un alt cadru cultural decât cel românesc, decât a fost cercetat în cel românesc, prezintă într-adevăr o actualitate, fiindcă, să zicem, stima de sine este o variabilă cu care se poate lucra și condiția atunci când autoarea a intenționat să verifice acest raport, crește că a și intenționat de ceea și poate a subliniat atât de mult cercetarea la nivel de
intervenție în anumită locuri ale lucrării, a intenționat să lucreze cu această variabilă pentru a determina locul profilactic de locului în școală. Lucrarea respectiv, dacă vorbesc despre partea ei teoretică, este concepută în linii mari conform științifice. Autoarea și-a stabilit un scop, obiective pe care le-a urmărit în toate cele trei articole. Cât privește cercetarea teoretică efectuată în lucrare, analiza literaturii de specialitate realizată pe 208 surse în domeniul pe care le-am atestat privind lista bibliografică, încearcă să surprindă toate cele aspectele ce le-a stabilit în cadrul scopului cercetătoare. Deci, analizând sursele și teoretic, în procurarea a văzut variabile cercetării din punctul de vedere al psihologiei persoanei, educațională, vârstă, socială, clinică, organizațională și, în mare parte, sursele care au fost utilizate pentru acest fenomen curiculului și raportul acesta cu anxietate în cazul adolescenților, sunt lucrări recente, după 2010, chiar și de ultima oră, chiar și cu dată și cu ultimul decembrie care a început. Da. Primul subcapitol a prezentat foarte bine specific manifestări diferențe de tip unic, încercând să stabilească și definițiile care sunt oferite și relațiile cu alte tipuri de manifestare a comportamentelor agresive, să surprindă tipurile, formele de manifestare, cauzele expuse în literatură. Pentru ca ulterior să continuăm cu identificarea trăsăturilor specifice personalității care manifestă un comportament de tip bullying. Aici autoarea a selectat mai multe opinii asupra relației dintre conceptele trăsătură, stare, comportament, prin prisma agresivității bullying-ului și violenței, încercând să oferă o viziune proprie asupra raportului dat dintre trăsătură, stare și comportament și bullying. Desigur că acest domeniu de către autoare probabil va fi analizat fragmentat și punându-se mai multe întrebări pentru că autorul se răspunde la acestea în acest subcapitol, dar și în primul capitol ăsta. Dar există foarte multe teorii și foarte multe explicații ale agresivității și violenței și încerc vorbesc foarte multe publicații, cercetări asupra curibului și din cauza aceasta poate apare și atât multe întrebări, problemele din care autoarea încearcă să caută răspuns, altele le lasă pentru în partimentul experimental, partea practică a lucrării, iar altele care le vede ca limitelor și sper eu că tematica este atât de nouă încât nu se va definitiva aceste cercetări expus în cadrul tezei de doctorat, autoarea continuând să vadă diverse aspecte ale acestui fenomen despre care vorbim atât de mult, nu doar la nivel de cercetare, dar și la nivel de discutare cu problemelor pe care le confruntă medicii profesionali, care le confruntă copiii și adolescenții, mai ales că formele bullying-ului se schimbă foarte ușor și deja am început să vorbim în ultimii ani de bullying-ul în relațiile interpersonale, de cyberbullying și de alte probleme de acestui. De aceea poate și apar aceste întrebări care vorbesc de fapt despre importanța și cadrul amploare aceste teme de cercetare, aceste probleme pe care și-a adresat-o doctorat.
În tot în subcapitolul 2 sunt prezentate și particularitățile curentului de adolescenți. Desigur că nu fără de a identifica niște particularități de vârstă și care se distrugă între primele lucrări în care se încearcă a vorbi de faptul, chiar dacă simplitările de vârstă pe care le mai folosim, ar trebui să fie examinate cu mai multe atenție. Și iară din nou este o idee de cercetare viitoare, schimbându-se aceste cotare în care noi stabilim vârstele, sub influența tuturor schimbărilor care le comportă actualmente și foarte frecvent în societatea contemporană. Se pune accent pe priză de identitate, se parcurg surse bibliografice în care desfărmată conținutul comportamentului de tip, pune cât eforturile de diminuare acestui rămas în acest comportament, pentru ca, în final, autoarea să argumenteze efectul nedăbăduit al așa numitului factorului educativ, cum îi spune ea, care poate să fie pozitiv atunci când acesta este implicat în bărbat comportamentul de tip bullying sau din potriva atunci când acest factor cu autorii câmpului educațional nu se implică, poate să aibă un rol negativ aceste comportamente rămânând păstându-și în facerea de mediu. Prezentând stima de sine, autoarea fac cu cea mai multe teorii importante pentru acest concept, încercând să-l ia undeva de la rădăcini, îl analizează cu imagine de sine, identifică ca stare, ca și trăsătură, adică lucruri care pe care nu așteptăm, chiar și cercetătorul nu le-au văzut chiar peste toate aceste aspecte ale stimei de sine, nu s-a trecut în publicațiile de la autorii. Astfel că putem considera că capitolul de constituie un fundament bun al cercetării empirice a raportului dintre public și stimă de sine și în baza lui a fost formulată problema cercetării scopul obiectivele și ipoteza de bază care în capitolul 2 a fost particularizată în 10 ipoteze operaționale sau teoretice. De fapt, inovația și valoarea științei este conferită în această parte practică expusă în capitolul 2 și 3. O cercetare instituțională de constatare și o de intervenție de formare. Bun, pornind de la ipoteza asta de bază, autoarea urmărește cele 10 ipoteze pe parcursul capitolului 2 și constată despre prezența bunicului în viața micelii de diferite medii de reședință sau de unitate de învățământ, cu o pondere și forme de manifestare diferite pentru diverse instituții, tipurile instituții de învățământ și pentru deci, diverse subiecte în funcție de apartenență de sex. Deși între stima de sine și comportamentul de bullying nu găsește o relație semnificativă statistică, identifică această corelație inversă și semnificativă statistică între nivelul stimei de sine și pătrunul de victimă la alții de suhire. Deci, și o idee foarte frumoasă, cum am spus, de a lucra cu victimele. Victima prezentând oricum condiția bullying-ului, cred că alegerea nu este o greșeală metodologică. Deodată e mai greu să lucrez cu cauza, atunci e mai ușor să lucrez condiția exercitării morale antisociale. Și capitolul 3, prin toată valoarea lui, cu mai ales cu o vastitate mare, compartimentul care prezintă experimentul de control, deci autoarea a măsurat foarte
ați lucrat rezultatul acestui program de prevenție și cred că după asemenea măsurări, indiferent de faptul că există niște limite, că programul nu se poate face funcționa, programul cu adevărat poate fi replicat și organizat în mai multe lucruri și programe. Care e valoarea practică a cercetării? După părerea mea, este vorba de faptul că se prezintă niște noi abordări referitoare la formele de manifestare ale bulimului în raport cu evoluție stimei de sine. Au fost configurate aceste portrete ale adolescenților implicați în activ de bulim. A fost elaborat acest program despre care a vorbit și care a fi aplicat fiind așa validat corporat de studiul. Ar fi fost bine dacă ar fi fost și niște măsurări follow-up cu distanță de timp cel de cel puțin an, dar înțeleg eu că termenul de studii pe urmărul în care trebuie să facem aceste măsuri. Dar pentru luna și pentru publicarea viitoare puteți să faceți acest lucru. Vorbim despre calitatea metodologică a cercetării. Putem vorbi că, într-adevăr, este formulat clar cu ce scopul funcționează cu tema tezei, orientând investigația spre cele două variabile cu astea au fost fixate și ideea și problema și scop și așa de mare. În conformitate cu obiectivele au fost fixate argumentate metodele de cercetare. Doctoratul a demonstrat că se punește aceste metode, a stabilit și metodele cercetării, a luat eșantion vast. Deci consider că aceste demersuri metodologice ale investigației de femei sunt realizate conform cerințelor ghidului și au permis proiectarea, organizarea și desfășurarea cu succes a cercetării practice și științifice. Lucrarea este concepută conform rigorilor științifice structurate, corect, clar, divizate în două nivele, capitol și subcapitol, dar prezintă un text de sigur cu niște puteri, cu niște scăpări în momente de atenție. Și asigurată bibliografică, nu mai se spune și resurse care sunt relevante probleme de cercetare și teme acestea. Deci, cât privește concluziile generale și recomandările, aș spune că sunt în parte mare, relevante cu toate. Deci s-a pus accent pe concluziile, de fapt, ghiindu-se calitatea și importanța lucrării ca atare, fiindcă, de fapt, concluziile care trebuie să aibă caracter de rezultat și științifice de bază de adevărul lucrării, inclusiv citarea surselor care au fost prezentate acestea mediului academic. Și deodată se mai cere și a arătat, deci, unde aceste rezultate se pot întreba de bine în lucrare. Deci, totuși, autoarea a demonstrat aportul personal, a vorbit și aici despre utilizarea acestei scale, deci, dar și prin faptul că a pus accent pe relația dintre două forme pentru efortul educaționalului perioad de intimizare și intimizare, a analizat stima de sine și trăsăturile de personalitate care se implătesc în acest fenomen al bulimului. A monetizat portretele adolescenților implicate în actele de lucru și măcate de femeie, a analizat acest program. Deci, teza a fost prezentat comunității științifice într-un număr suficient de publicații, totuși am câteva obiecții. Deci, eu țin cont de fapt o lucrare de doctoratul este cooperă finală în om și totuși, undeva capitolul teoretic este mai mult descriptiv decât analitic și stimul ăsta
asta de a adresa foarte multe întrebări, pe de parte zic, pentru că acolo cursul care nu se adresează și nu se dă la tot răspuns. Cred eu că aceste întrebări pur și simplu vor servi de temeri în ceea ce trebuie care fenomenul. Titlurile sunt articolul, mai ales în articolul, sunt foarte sumare. Trebuie un titlu la o care știi ce deci trebuie de să prezintă caracterul analitic în ceea ce trebuie o prezintă autoarea. Și în capitolul 3 am găsit o fragment de caracter de subțiu care a mai rămas 3, a, 1, 3, 1, 1, 1, 3, 2, deci e de mult prins, nu sunt, cred că aici este făcut o greșeală tehnică. Problema de cercetare, acum întrebat, am înțeles că e foarte formativ al acestei lucrări, este apreciat foarte mult pentru autoare, poate de ce ești problema de cercetare este prin plan scoasă această parte de intervenție fără a se atra atenție la aspectul efortului investigațional al autorului. Obiectivele prezintă insuficient, sunt scurte, scurt formulate, sunt undeva, ele nu au sunt niște lucruri, nu arată întreaga valoare ceea ce se face mai apoi în partea asta practică a lucrării. Deci ele sunt scurt formulate și nu prezintă de plină măsură acea platformă epistemică cu referire la studiul formelor de manifestare a publicului școlar în relație cu stima de sine și trăsăturile de personalitate pe care a fixat-o un scop atât de frumos autoare. Concluziile lor capitole tot nu le prezintă, dar ele trebuie să fie scurte. Ele sunt prea scurte încât în fraze scurte, nu reprezintă pe deplin esența și conținutul capitolului. Și în concluzii generale, deja am spus că rezultatele științei și cercetării nu se prea întrebăt bine din concluziile formulate, era scurt și neconvingător. Recomandările sunt două, dar sunt ample. Dar undeva caracterul practic nu se vede atât de bine. Este ceva iară de nou invaziv popular. Lucrurile care urmează să se facă sau se recomandă pentru diverse instanțe, așa cum încercați la facultare. Și dacă vorbim de partea tehnică, în mare parte lucrarea este bine redactată, n-am înțeles de ce la sfârșitul este bibliografic, ce au vorbit alte normative și documentele electronice, puse în care nu sunt în ordine bibliografică, consider eu cumva că au apărut niște, în timpul discuției au apărut niște recomandă despre completare listă, dar listă se completează tot alfabetic când se pune la sfârșit. Și totuși, încă o dată pun accent pe importanța lucrării ca și aportul ei în cele două practice, care uneori au fost prea timid prezentate, cum ar fi deja în concluziile la copiii, capitol și concluziile generale. Și consider că investigația corespunde exigențelor regulamentare, înălțime suficiente valori teoretice și praxeologice, întrucât comportă caracter de noutate și originalitate, semnificație teoretică și valoare interpretivă și contribuie la dezvoltarea teoriei și practicii psihologice în acest domeniu. Și, respectiv, consider că doctorata Rubica Popa merită acordarea titlului de doctor în psihologie, în special că a știut psihologie în zbogări și psihologie și putea să mă arată. Vă mulțumim, doamna doctor conferințarul universitar Rusnak. Acum, în continuare, invităm conducătorul de doctorat, profesor universitar, doctor habilitat în psihologie, doctor în pedagogie, pentru a prezenta referatul cu referire la teză. Stimată doamnă președinte, stimați membrii ai Comisiei de Susținere Publică, stimați invitați speciali ai acestui important eveniment științific, stimată doamnă Popa, îmi pare bine să constat că ideile care se conțin în avizul meu sunt în deplin acord cu ideile pe care le-au denunțat distinși referenți oficiali, și cu acele idei care străpat din întrebările și observațiile pe care le-au făcut invitații speciali ai
evenimentul științific de astăzi. În deplin acord cu distinsele personalități și îmi pare foarte bine că doamna doctorandă Rodica Popa are mare noroc de a avea în calitate de referență oficial și în special personalități distinse din domeniul psihologiei. Deci, în deplin acord cu intervenții lor, constat că, într-adevăr, lucrarea este de o actualitate indubitabilă. Ca și ei consider că scopul, obiectivul, ipotezele studiului sunt pe potriva intereselor adusate de doctorand. Metodologia cercetării corespunde scopului și obiectivului trasate. Metodele utilizate au permis realizarea completă a acestora. Metodele de analiză statistică corespund tipului studiului, ele fiind suficiente pentru abordarea aprofundată a fenomenului. În fond, sub aspect metodologic, autoarea disertației își propune să pună în vizor versiunea românească a chestionarului APRI-BT, un instrument experimentat de cunoscutul cercetător australian Parada și adaptat la populația școlară din România de un grup de cercetători din Cluj-Napoca, sub îndrumare atentă a celorlași Parada. Este un efort care, purtând însemnele unei importante deschideri de extracție sistemică, merită a fi luat și apreciat la justa lui valoare. Demonstrând că se află în posesia unui spirit de observație elevat, autoarea disertației pun în evidență ideea potrivit căreia chestionarul avut în vedere se dovedește a fi mai ușor de aplicat comparativ cu cel propus și utilizat de alți cercetători. Și este valabil și pentru elevii de liceu. Nu numai pentru elevii cu o vârstă cuprinsă de 8 și 13 ani, cum este, spre exemplu, instrumentul BB+, să-i spunem așa, valabilitatea chestionarului APRI-BT a fost validată prin câteva rezultate concludente obținute în baza aplicării acestuia pe un eșantion de circa 300 de elevi de vârsta adolescentă din Ucraina. În totalitate, ca și distinții referenți oficiali, în totalitate sunt de acord cu ideea potrivit care lucrarea aduce noutate și exprimă originalitate. Într-adevăr, autoarea are dreptate afirmând că pentru prima dată, la nivel național, a fost utilizată scala APRI-BT în cercetarea intensității și dimensiunilor bullying-ului la elevii de vârstă adolescentă, în cercetarea unor aspecte ale relației dintre formele bullying-ului, cum ar fi intimidare și victimizare, stima de sine și trăsăturile de personalitate și, totodată, în elaborarea și aplicarea unui program de intervenție psihoeducațională în scopul creșterii stimii de sine la elevii adolescenți victime ale bullying-ului. De consecință, și aici din nou sunt de acord cu distinșii referenți oficiali, rezultatele studiului avut în vedere completează spectrul cunoștințelor existente în domeniu, o serie de noi abordări referitoare la formele de manifestare a bullying-ului în raport cu evoluția stimii de sine și apartenența la gen. Este incontestabilă în viziunea mea, care din nou corespunde și lucrurile să mă bucur foarte mult cu viziunea pe care au exprimat-o distinșii referenți oficiali și distinșii invitați speciali ai ședinței de astăzi. Deci este incontestabilă și valoarea aplicativă a lucrării, care constă atât în configurarea portretelor adolescenților implicați în acte de bullying și elaborarea unui program de intervenție psihoeducațională pentru dezvoltarea stimii de sine la aceștia, cât și în faptul că această configurare și acest program pot constitui suportul necesar alcătuirii unui consistent ghid metodologic adresat profesorilor din învățământul preuniversitar, în mod special din cel liceal, interesați de rezolvarea problemelor legate de bullying. Apropo, știți prea bine că atât Ministerul Educației și Cercetării din Republica Moldova, cât și persoanele responsabile din guvern au luat de curând o decizie de a lărgi substanțial lista statului de personal din învățământul preuniversitar. Mă refer la învățământul primar, la învățământul gimnazial, la învățământul liceal. Ați observat cu toții că în această listă lărgită se regăsește psihologul, care este la prima poziție, mai apoi vine psihologul european, vine psihopedagogul, vine asistentul didactic. Apariția psihologului nu este întâmplătoare, el tocmai
Iar tocmai această apariție vorbește despre faptul că statul vine cu o reacție clară la tot ce se întâmplă rău în învățământul nostru preuniversitar, inclusiv o reacție la ceea ce se cheamă bullying. Sper că acest ghid metodologic la care m-am referit în rândul de mai sus va fi luat în calcul de către cei care întăresc poziții de psihologie în învățământul preuniversitar. În temeiul celor expuse mai sus, consider că doctoranda Popa Rodica merită să-i fie conferit titlul științific de doctor în psihologie la specialitatea 511-02, psihologia dezvoltării și psihologia educațională. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă mulțumim, domnule profesor Șleachtițchi. În cele ce urmează voi prezenta și eu referatul pe care l-am realizat la teza de doctor în psihologie cu titlul Bullying și stima de sine la elevii de vârstă adolescente, având-o ca autoare pe Popa Rodica și ca conducător științific pe profesor universitar, doctor habilitat în psihologie Șleachtițchi Mihail. Am să evidențiez că am elaborat un referat pe 5 pagini. Am să vă stăruiesc să nu mă repet și să evidențiez acele momente care încă nu au fost expuse. Am să pornesc de la faptul că tema aleasă pentru cercetare este de o mare actualitate, mai ales în contextul noilor provocări și realități pe care le trăim cu toții, atât pentru psihologia contemporană, cât și pentru psihologie dezvoltării și psihologie educațională. Am consultat ce spun statisticile cu referire la fenomenul bullying-ului și un studiu realizat de UNICEF în 2019 în Republica Moldova evidențiază că 82% din elevii manifestă sunt martori a bullying-ului în școala în care învață. În ceea ce privește România, am să menționez că mai multe studii realizate pe populația română, în special mă refer acum la elevi, 49 de copii declară că au fost victima fenomenului de bullying, iar 27 admit că au fost în poziția de autori ai acestui fenomen. În același context vreau să menționez că autoarea aduce multiple argumente convingătoare prin prezentarea unor studii pertinente și date oferite de organizații internaționale cât și naționale care pun în lumină necesitatea indispensabilă de a cerceta fenomenul de bullying, precum și proiectarea și implementarea unor intervenții bine gândite pentru a dezvolta și îmbunătăți stima de sine la adolescenți victime ale bullying-ului școlar. Introducerea tezei cuprinde argumente în favoarea actualității și importanței problemei abordate, descrierea situației în domeniul de cercetare, cu evidențierea cercetărilor întreprinse pe parcursul la mai multor decenii. Tot aici am să menționez că apreciem faptul că alături de studii întreprinse în psihologie mondială sunt prezentate și studii din Republica Moldova care expun rezultatele privind violența în mediul școlar, precum și stima de sine la agresorii elevi și a reprezentării sociale stimii de sine. Am să punctez corectitudinea formulării scopului ipotezilor generale a noutății și originalității științifice a lucrării, precum și a semnificației teoretice și valorii aplicative a tezii. Capitolul teoretic cu titlul Rebele teoretice privitoare la bullying și stima de sine reprezintă o fundamentare a, și viziune integră asupra fenomenului de bullying în psihologie. Autoarea dă dovadă de maturitate științifică exprimată prin capacitate de analiză și sinteză a unui număr vast de surse bibliografice și vreau aici să evidențiez în mod deosebit că o bună parte din surse au fost consultate în limba originală, în limba engleză. De asemenea, am să menționez că autoarea în capitolul teoretic exprimă principalele dimensiuni teoretice ale bullying-ului din perspectiva teoriilor psihanalitice, teorie generale a tensiunii interioare, teorie procesării informației sociale, teorie minții, teorie autocontrolului scăzut și teorie socializării primare. Am să mai punctez că doamna Popa Rodica demonstrează rigoarea științifică prin precizarea și prezentarea distințiilor dintre agresivitate, violență și bullying. Ca o sugestie aici aș menționa că ar fi fost binevenit ca rezultatul demersului teoretic autoarea să prezinte o explicație
aplicație proprie cu privire la fenomenul de bullying. De asemenea, capitolul teoretic conține și descrierea detaliată și complexă a vârstei adolescente cu evidențierea celor mai semnificative modificări și transformări pe care le traversează adolescentul, precum și prezentarea particularităților bullying-ului în adolescență și a implicațiilor părinților în diminuarea acestui comportament la elevii de liceu. Esențial și oportun în partea teoretică este și abordarea și caracterizarea stimei de sine. La finalul capitolului teoretic, autoarea formulează concluziile științifice cu evidențierea clară a ideii că fenomenul bullying-ului a stimii de sine și a trăsăturilor de personalitate la victime ale bullying-ului este un domeniu încă necercetat și este necesar de a realiza investigarea experimentală a acestor adolescenți. Aș menționa aici că ar fi fost binevenit ca în concluzie să fie reflectată parte de contribuție proprie a doctoranilor la completarea științei psihologice. Capitolul 2 cu titlul Cercetarea relației între bullying, stima de sine și trăsăturile de personalitate la adolescenți demarează cu prezentarea scopului, obiectivelor, ipotezelor de cercetare. Sunt prezentate ipoteza generală, după care cele 10 ipoteze specifice. Experimentul constatativ este organizat pe un eșantion reprezentativ și destul de numeros, care a inclus 286 de elevi, dintre care 162 adolescenți și 124 adolescente. Foarte valoroase sunt și testele și chestionarele care au fost selectate pentru a investiga și examina cât mai autentic intimidarea, hărțuirea, victimizarea din bullying, stima de sine și trăsăturile de personalitate la elevii de liceu. Anume, metodologia de cercetare a permis doctorandii să obțină rezultate valide, dar și comparabile atât în plan cantitativ cât și calitativ, în funcție de mai multe variabile, cum ar fi gen, clasă, mediul de rezidență și în funcție de filiera liceală. Am să evidențiez că modelul psihodiagnostic propus poate fi preluat și administrat în Sistemul Național de Asistență Psihologică atât pentru studierea fenomenului de bullying, cât și a corelatelor acestea, cum ar fi stima de sine și trăsăturile de personalitate. Rezultatele obținute sunt ilustrate grafic reușit. De asemenea, ținem să apreciem modul de descriere și interpretare a rezultatelor obținute, care ne vorbește despre gândirea creativă a autoarei, care sunt completate cu date suplimentare în anexele tezei, care sunt un material factologic foarte voluminos. Experimentul de constatare a permis autoarei să formuleze o viziune actualizată și completă a fenomenului bullying, care sunt exprimate într-un șir de legități și explicații. Am să menționez doar câteva dintre ele. Faptul că bullying-ul este un fenomen comun în rândul adolescenților, atât la nivel din mediul urban cât și rural, precum faptul că bullying-ul se întâlnește la adolescenții din diferite tipuri de licee. Colegitate expusă de doctorandă este că dimensiunea gen influențează formele de manifestare ale bullying-ului, astfel la adolescenți prevalează intimidarea fizică, victimizarea generală și victimizarea fizică. Încă o legitate expusă de către doctorandă este faptul că mediul de proveniență adolescenților condiționează anumite forme de manifestare a bullying-ului. Vom menționa că acei adolescenți din mediul rural au scor ridicate pentru intimidarea fizică, victimizarea generală și victimizarea verbală și fizică. Un element de valoare și noutate științifică a realizărilor investigațiilor realizate de către doctorandă este fundamentarea portretului psihologic al adolescentului ce inițiază acțiuni de intimidare și hărțuirea a colegilor, a adolescenților care suportă consecințele unor astfel de acțiuni și se simt victime. Și în teză, în finalul capitolul 2, se regăsește și un portret psihologic a adolescenților care sunt numite victime provocatoare. Anume, rezultatele obținute în capitolul 2, evidențierea unui număr mare de adolescenți victime ale fenomenului bullying în mediul școlar, precum și cele trei portrete psihologice evidențiate în acest capitol, permit doctorandii să conceptualizeze un model de intervenții psihoeducaționale orientat la creșterea stimei de sine.
care pun în evidență o serie de caracteristici ale fenomenului bullying în mediul școlar. O sugestie aici ar fi ca concluziile să fi fost formulate într-o modalitate mai generalizată, care să contureze într-o manieră mai explicită și clară dimensiunile determinante ale fenomenului bullying, precum și consecințele acestui fenomen. După mine, partea cea mai valoroasă a tezii doctorandei Popa-Rodica este capitolul 3, cu titlul Dezvoltarea stimii de sine la adolescenți victime ale bullying-ului, care începe cu fundamentarea demersului formativ, care pornește de la prezentarea succintă a rezultatelor experimentului de constatare. Scopul demersului formativ a fost elaborarea și aplicarea unui program de intervenție psihoeducațional orientat la creșterea stimii de sine la elevi de vârstă adolescentină, care sunt victime ale bullying-ului școlar. Apreciez modul în care au fost formulate obiectivele programului, ipoteza pentru acest demers, cum au fost selectați participanții și cum a fost conceptualizat și descris în detalii programul de intervenții psihoeducaționale, care este integral prezentat în anexa 6 a tezii. Ținem să apreciem și metodele și tehnicile din programul de intervenții psihoeducaționale, precum evaluarea problemelor grupului, tehnici de relaxare și tehnici de control, tehnica restructurării cognitive și altele. În plus la ceea ce am menționat, vreau să menționez că rezultatele după realizarea experimentului formativ sunt prezentate pe trei direcții. Doctoranta prezintă comparații între grupul de adolescenți test-retest, control-test-retest și grupul experimental test cu grupul experimental-retest. Mi-a plăcut aici, în mod deosebit, faptul că doctoranta prezintă efectul programului de intervenție diferențiat pentru băieți și fete. Ca finalitate a administrării programului de intervenție psihoeducațională, în acțiunile și conduitele adolescenților s-au produs anumite schimbări, este vorba despre creșterea stimii de sine, atât la adolescenți cât și la adolescenți, o creștere a extraversiunii și o diminuare a tipurilor de victimizare. Concluziile general le reflectă valori științifice importante și prezintă o viziune științifică nouă asupra fenomenului bullying. Susțin și eu ceea ce a menționat doamna doctor conferențiar Rusna cu referire la faptul că cumva în concluzie ar fi fost binevenit să fie în măsură mai mare reflectate rezultatele cercetării dumneavoastră. Deci, conținutul lucrării și rezultatele științifice au fost reflectate în cele 13 lucrări științifice. Rezumatele în limba română și engleză reflectă și le dau pe deplin conținutul tezei. Și pe final susțin aceeași propunere care a parvenit de la toți antevorbitorii mei, că teza de doctor în psihologie cu titlul Bullying și stima de sine la elevii de vârstă adolescentă, realizată de Popa-Rodica, creează importante, autentice și indiscutabile valori teoretice și aplicative și corespunde rigorilor instituționale, precum și celor ale ANACER, iar autoarea merită cu desăvârșire conferirea titlului științific de doctor în psihologie la specialitatea 511-02, psihologie dezvoltării și psihologie educațională. Vă felicit, doamna Popa, felicit conferitorul științific. În cele ce urmează vreau să menționez că în Comisia de Susținere Publică a tezii de doctor în psihologie au parvenit 8 avize și am să menționez de la cine sunt aceste avize. Primul aviz este de la Glavana Aurelia, doctor habilitat în psihologie, conferențiar universitar, catedra de psihopedagogie și psihopedagogie specială din cadrul Universității Pedagogice de State Montreanu din Chișinău. Un alt aviz este de la Perțe Gheorghe, lector, doctor în psihologie, Universitatea Ecologică din București. Încă un aviz este din partea domnului Constantin Ticu, profesor universitar, doctor în psihologie, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, România. Priceap Silvia, conferențiar universitar, doctor în psihologie, șefa catedrei psihologie, Universitatea de Stat Alef Ruso din Bălți, vă salutăm cu drag, doamnă Priceap. Robu Viorel, lector, doctor în psihologie, Universitatea Vasile Alexandrie din Bălți. Povălachi Ilie,
Psihologiei Mariela, profesor universitar, doctor în psihologie, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Transilvania din Brașov, România. Trip Simona, profesor universitar, doctor în psihologie, Universitatea din Oradea, România. Și ultimul aviz este din partea Constantinescu Mariana, lector, doctor în psihologie, Universitatea Dunărea de Jos din Jalați. Toate avizele evidențiază că teza de doctor are o temă de maximă actualitate, este o lucrare originală, valoroasă și inovatoare, ce constituie contribuție temeinică și deosebită pentru știința psihologică, atât din punct de vedere teoretic, cât și din punct de vedere al intervenției practice. Absolut în toate avizele a fost consemnat că teza prezintă o valoare aplicativă indiscutabilă, anume prin programul de intervenție psihoeducațională. Și vom menționa că teza este elaborată conformitate cu toate rigorile și exigențele instituționale, precum și cele ale ANACEP. În toate avizele este una și aceeași concluzie că autoarea tezei, doamna Popa Rodica, merită conferirea titlului științific de doctor în psihologie la specialitatea 511.02, psihologie dezvoltării și psihologia educațională. În continuare, invităm doctoranda să răspundă la cele sugestii care au fost expuse în referatele preferențelor și membrilor Comisiei de Susținere Publică a Tezei. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Da. Mulțumesc pentru preferențe. Pentru observațiile binevenite, temeiate, pe care le-am privit. Sigur, lucrarea mea este perfectibilă, mai este de lucru, nu zică nimeni și nimic nu este perfect. Într-adevăr, capitolul 3 mi-a plăcut și mie foarte mult și m-a plecat asupra lui tot interesul, pentru că acesta este domeniul de activitate. De aceea, cred că l-am făcut cu tot dragul, cu tot sufletul și bine ați observat și dumneavoastră toți. Într-adevăr, m-am uitat la bibliografie și acolo nu am pus în ordine pentru că n-am văzut un autor anume, fiind legi, guverne, parcă ordonanțe de guvern, nu le-am pus la litera O, despre ce am acolo un ordonanță sau nu le-am pus la site-uri și am zis că este bine venit să le pun la sfârșit, pentru că nu există un autor anume, sunt mai mulți autori. Și probabil că pe viitor să țin cont de sugestia dumneavoastră și să introduc la în ordine alfabetică. La fel, sunt teoretic, da, observațiile și dumneavoastră sunt întemeiate. M-am gândit și am comparat cerințele care sunt aici, la ANACEP, am vrut să le fac pe toate cerințele impuse în ghidul de elaborare, dar și cerințele din în România, se pune accent mai mult pe partea de cercetare și mai puțin pe partea teoretică. Prin urmare, cred că am încercat să le fac undeva și la mijloc, dar se pare că, într-adevăr, ne-am meritat mai mult aplicarea asupra teoriei. Concluziile, da, și aici cred că ar fi fost binevenit să le exprim mai profund decât a fost explicat. Monografie. Da, monografie, da, sigur, mulțumesc și o să țin cont de toate observațiile binevenite, de altfel. Poate că în elaborarea monografiei, sigur, să fac aceste modificări. Vă mulțumesc tare mult! Noi vă mulțumim și acum invitații din public sau cei conectați online se pot exprima asupra valorii științifice a tezei. Da. La picioare. Da. Bună ziua, stimați colegi! Eu vă mulțumesc pentru această invitație de a participa la acest eveniment științific frumos, dar să zic, și plin de emoții pozitive. Am avut ocazia să asist la o parte din prezentarea doctorandei, inclusiva recenzienților. Chiar mi-a făcut o mare plăcere. Eu am făcut aviz la rezumatul științific al tezei cu doctor. Vreau să zic că structura rezumatului este echilibrat,
32 pagini, redau de fapt sintetizat activitatea doamnei Popa-Rodica, privire pentru cadrul teoretic, metodologic, experimental, privire la tema de cercetare. Cu referire la metodologie s-a vorbit mult, s-au menționat momente de studie de importante, doar pot să zic că metodele de analiză statistică corespund tipului studiului, nu sunt suficiente pentru portare desfăcută de final. Rezumat, este autor, că este redactat clar. Autor, va ști un tip de scurtă de cercetare. Standarde geografice respectate parte. Nu vreau să mă repet, au spus foarte multe lucruri frumoase, poate și plănurile observat, dar în esență vreau să vă zic că autoarea respectă în totul principiile etice, deontologie, foarte important de faptul că a fost la experiment formativ, programul formativ, care poate servi, într-adevăr, în calitate de informație utilă pentru cei interesați în rezolvarea problemei bullying-ului în mediul școlar. Datele experimentale pot fi utile și cercetătorilor, și psihologilor, și cadrelor didactice, dar și părinților, pentru dizarea procesului educațional, de educațional spre primare, de personalitate de încercare. Nu să ne pune spre reputate multe de doctorată, sunt publicate 13 publice, dintre care 3 articole în reviste științifice naționale și internaționale și 10 articole în volumele conferințelor naționale și internaționale, precum și materialele conferințelor științifice. Eu adept la opiniile referențelor al conducătorului, al președintelui, care s-au exprimat despre faptul că Popa-Rodica merită bine ca științifică la Societatea aceasta 1902, psihologie de dezvoltare și psihologie educațională. Felicitări pentru conducătorul științific, felicitări pentru doctorandă, mult succes pe mai departe. S-a zis ceva despre monografie, subțin și eu ideea apariției monografiei și cred că doctorandă chiar primind câteva opții. Acum, probabil că planul de viitor, care vor fi materializate în monografie. Succes mult pentru temare. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamna doctor conferențiar universitar, doamna Bricea. Dacă mai sunt din invitații care doresc să vorbească, domnul Robu, da? Mulțumesc foarte mult, doamna Racu. Pentru și mulțumesc membrilor comisiei pentru onoarea pe care mi-au acordat-o invitându-mă în acest context profesional și academic. Doamnei Rodica Popa, pe care o felicit pentru întreprinderea sau demersul științific pe care l-a făcut. Sigur, eu am făcut un avis precum doamna Duceag în rezumatului anexă la teza de doctorat și cum am ce să dau, ea respectă toate cerințele înaintate în ghidul pentru elaborarea și susținerea unei lucrări de doctorat în domeniul psihologiei la Tatăl Musta Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă. Desigur, așa cum și doctoranda remarca, orice demers de cercetare este perfectibil. Sunt absolut convins că doamna Popa va lua în calcul în elaborarea monografiei al cărui titlu poate fi comercializată puțin, adică puțin extins față de titlul tezei de doctorat. Va lua în calcul sugestiile pe care distin și noștri colegi le-au le-au analizat și le-au prezentat în intervențiile dumneavoastră și o felicit și urez mult, mult noroc în toate demersurile pe care reușiți le întreprindem în curere profesional și în viața personală. Da, să dau citirea avizului, el este la dosar,
de s-a respectat totul. Clotiul unei astfel de demers poate să nu de loc, de arfile și salarii explicați, dar asta, cum ar fi, de exemplu, motivul pentru care a fost de comparat în funcție de gen, trata de filieră teoretică vocațională și de mediul de rezidență sau rezidență. Și alte aspecte pe care doamna Popa le poate integra, desigur, de elaborarea monografiei dumneaei, a dumneavoastră teza de doctorat pe care am adus în dumneavoastră. Felicitări și de asemenea felicitări domnului conducător și domnului Demihai și la Pritzky și colegilor au făcut parte din comisia de îndrumare a doamnei Rodica Popa. Noi cred că o să ne întâlnim într-un context la apropiata manifestare de pe 7-8 decembrie de la Universitatea Liberă Internațională din Moldova, unde voi susține un workshop în zonă cu o colegă de la din România și un plenară. Dar dacă nu ne întâlnim în aceeași formație, de urez atât colegilor din Republica Moldova cât și colegilor din România, să aibă parte de un sejur spiritual plăcut atunci când se apropie sărbătorile de iarnă și pace, liniște și echilibru în viețile dumneavoastră. Felicitări tuturor! Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim, domnul doctor, domnul Robu, și acum anunțăm despre etapa de finalizare, de prezentare referatelor și discuțiilor pe marginea tezei și anunțăm o pauză pentru luarea decizii. Distinși membri ai Comisiei de Susținere Publică a Tezei de Doctor, mult stimate conducător științific, pretendent la titlul de doctor, onorată asistență, permiteți-mi să dau știri procesului verbal al ședinței Comisiei de Susținere Publică a Tezei de Doctorat doamnei Popa Rodica cu tema bullying-ul și stima de sine la elevii de vârstă adolescentă. Voi da știri rezultatele votării. Au participat la votare 5 membri ai Comisiei de Susținere Publică și în continuare voi expune rezultatele votării. Pentru propunerea de a conferi titlul științific de doctor în psihologie la specialitatea 511.02 Psihologie Dezvoltării și Psihologie Educațională domnii Popa Rodica au votat pro 5 membri ai Comisiei de Susținere Publică, contra 0. În continuare, voi da știri deciziei Comisiei de Susținere Publică a Tezei de Doctorat privind conferirea titlului științific din 16 noiembrie 2023. În temeiul examinării tezei de doctorat privind noutatea și originalitatea lucrării, suportul metodologic al lucrării, relevanța științifică a rezultatelor, redactarea tezei și conținutul tehnic, respectarea eticii și deontologiei profesionale, calitatea susținerii publice, publicarea în ediții științifice, prezentarea la conferințe științifice, Comisia de Susținere Publică, aprobată prin Ordinul 312 din 13 septembrie 2023, a decis a conferi titlul științific de doctor în psihologie, domeniul științific, științe sociale și economice, doamnei Popa Rodica, urmarea susținerii tezei de doctorat cu titlul bullying și stima de sine la elevii de vârstă adolescentină, cu calificativul obținut foarte bine, a solicitat Senatul Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă aprobarea deciziei Comisiei de Susținere Publică din data de 16 noiembrie 2023 privind conferirea titlului și a transmite demersul Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă din Chișinău către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare pentru confirmarea titlului. Și decizia și procesul verbal sunt semnate de toți referenții și membrii Comisiei de Susținere Publică. Felicitări, doamna Popa, felicitări domnului conducător științific și acum, pe final, vă oferim cuvântul. Stimați membrii ai Comisiei de Susținere Publică, vreau să vă mulțumesc din tot sufletul, permiteți-mi să vă aduc mulțumirile mele și nu numai dumneavoastră, dar și, în primul rând, domnului conducător științific aici de față pentru încrederea pe care mi-a acordat-o și faptul că cred că 100% mi-a acordat încredere în tot ceea ce am propus și în demersul meu de cercetare. Mulțumesc Comisiei de Îndrumare
doamnei director și conferențiar Universitatea Monta Victoria pentru susținere, pentru recomandările pe care doamna mi le-a dat în întâlnirea pe lungul întâlnirilor noastre cu Comisia de Fumare. Mulțumesc domnului profesor Gabriel Dracu Igor pentru toate sugestiile pe care mi le-a oferit și pentru faptul că mi-a pus multă lumină și multă claritate în acest demers al meu. Și doamnei profesor Berjan Carolina, care de asemenea mi-a oferit toate sugestiile bune pentru continuarea lucrării mele. Fără dumneavoastră n-aș fi putut să ajung aici, în această etapă și în finalul studiilor. Mulțumesc tuturor, mulțumesc doamna președintă pentru susținere și pentru modul în care ați organizat această ședință. Mulțumesc tuturor și cu Dumnezeu! Deci și pe final, încă o dată, felicitări pentru noul doctor în psihologie, doamna Popa Rodica. Mulțumesc și felicitări și pentru referenți, și pentru membri, și pentru conducătorul științific. Mulțumesc pentru invitația de a face parte din această comisie și aici închei ședința Comisiei de Susținere Publică.